Bună ziua! Ședința de astăzi, de la 28 decembrie 2022, Consiliul Științific Specializat. În următoarea componență începe lucrările. Valeriu Capșelea, președinte, Troianovski Lidia, secretar științific, Pascaru Ana, membru al Consiliului, Mireuțu Ion, membru, Juc Victor și Ieșanu Anatolie. Toți membrii Consiliului, referent oficial doamna Svetlana Coandă, domnul Leontin Deșpopescu, tot este referent oficial, dar dumnealui, prin altă modalitate, deci o să participe la ședință. Deci, astăzi noi o să examinăm teza de doctor în filozofie, specificul reperilor bioetice în constituirea spirituală, consilierea spirituală de ținut, o analiză teoretică, practică, conducător științific, domnul doctor habilitat conferențiar universitar Vitalie Ojovanu și am o doleanță ca să fim foarte kantianiști, adică 15 minute, 15 minute, 10 minute, 10, nu întindem la nesfârșit. Bine, țară în vedere și membrii Consiliului și referenți oficial, cei care vor lua cuvântul, etc., etc., ca să fim foarte și foarte în această privință la nivel, așa? Acum prezint cuvânt doamnei secretar științific a Consiliului, care va trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului la titlul de doctor în filozofie. Poftim, doamnă secretar. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referent oficial, onorată asistență. Vă informez că dosarul pretendentului conține actele corespunzătoare care au fost prezentate la timp și conform exigențelor în vigoare. Aici sunt, la dosar avem teza, autoreferatul, extras-o din procesul verbal al Consiliului Științific cu privire la aprobarea temei tezei de doctor și conducătorul științific, lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei, originalul și copiile publicațiilor reprezentative, avizul pozitiv al catedrei din în cadrul căreia a fost elaborată teza, hotărârea seminarului științific de profil, la care se anexează copiile listei de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei, ordinul de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor, adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Universității de Stat din Moldova și Bibliotecii Naționale, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele și documentele respective care confirmă, adică chitanțele și ștampila poștei. Deci, de asemenea, avem avizul Catedrei de Filozofie, Catedrei Filozofie și Bioetică a Universității Nicolae Stimițeanu cu deciziile de rigoare, avizul seminarului științific de profil ad hoc cu decizie. Avem tot, de asemenea, avem avizul doamnei Ludmila Lubanoviș, doctor în filozofie, conferențiar universitară, Catedra de Filosofie și Bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Stimițeanu. Avizul domnului Tudor Grejdan, doctor în habilitate în științe medicale, profesor universitar, Catedra de Medicină Socială și Management, Nicolae Stimițeanu, a Universității de Stat de Medicină și Farmacie. De asemenea, și avizul uh,
domnului Igor Bantoș, colonelul de justiție în rezervă a Administrației Naționale a Penitenciarilor. Toate documentele sunt prezentate conform cerințelor ANACEC, deci alte obiecții sau cerințe de la domnul aspirant nu am. Mulțumim, doamna secretar științific. Continuăm ședința și vreau să-i ofer cuvântul domnului Viorel Cojocaru să ne relateze maximum în 20 de minute despre teze, scopurile și au obținut, recomandări, etc. 20 de minute, eu fixez. Cu ce licență? Ustimate domnul președinte, ustimați membri ai comisiei, iată, sunt cu ajutorul Dumnezeu, am reușit și am finalizat această cercetare de doctor în filozofie, specialitate etică și bioetică cu titlul Specific orientărilor bioetice în consilierea spirituală a deținuților, analiză teoretică, teoretico-practică. Această cercetare s-a conturat în trei capitole mari. Primul capitol, bioetica, premize conceptuale esențiale a studiului umanist privind viața de corecție, care este și el, la rândul lui, format în trei subcapitole. Al doilea capitol, asistența spirituală în condiții existențiale speciale, analiza conceptelor contemporane, la fel și el structurat în trei subcapitole. Și ultimul capitol, configurarea suportului practic în procesul consilierii spirituale. Acest ultim capitol a fost configurat în patru subcapitole. Actualitatea cercetării derivă din faptul că bioetica, din momentul lansării sale pe Pământ și până în prezent, s-a manifestat drept un important potențial teoretic și aplicativ pentru domeniile ce vizează, înainte de toate, viața și sănătatea omului, în orice condiții. Pe măsură evoluării și dezvoltării capacităților sale intrinseci, bioetica și-a demonstrat posibilitatea de a se integra în unele sectoare de activitate pentru a contribui la soluționarea unor dificultăți persistente, de durată sau apărute la moment. Un spațiu social specific îl reprezintă cel de penitenciar, iar importanța subiectului investigat rezidă și în elucidarea problemelor morale, sociale, medicale, juridice, cu care se confruntă deținuții din mediul penitenciar. Problemele deținuților din habitatul penitenciar au constituit subiectul general al cercetării, dar și condițiile respective din Republica Moldova. Deci unele subiecte bioetice au fost abordate nu doar în aspect spiritual moral condamnatului, ci în privința identificării reperilor teoretice actuale și a recomandărilor practice curente. Un subiect de actualitate constituie și evidențierea anumitor interconexiuni, cum ar fi cea medicină, morală, instituții penitenciare și societate. Tema investigată este actuală și prin faptul argumentării necesității de înaintare a unor propuneri de ordin legislativ, a elaborării unor coduri, ghiduri și manuale, fapt ce ar facilita considerabil consiliere spirituală a deținuților ghidate pe principiile și valorile bioeticii. Aici, în aceste, vreau să prezint în primul tabel manifestările negative ce implică personal pe deținut conform unor categorii din penitenciar Republicii Moldova. Vorba aceasta s-a focusat pe anul 2019, anul pre-pandemic. Deci, categoriile de deținuți cu probleme care se confruntă la nivel personal, primul tabel, al doilea tabel ține de manifestări negative ale unor deținuți cu implicare celor din anturaj sau repartizate după în categorii, tot din penitenciarul Republicii Moldova și anume totuși anul 2019. Scopul lucrării constă în definirea unui concept referitor la consilierea spirituală a deținuților prin valorificarea potențialului bioetic. Din acest scop s-au formulat următoarele obiective: identificarea interferențelor dintre bioetică și alte domenii privind aportul cercetărilor interdisciplinare
în consiliere spirituală, relevarea conceptelor bioetice referitor la consiliere spirituală, determinarea rolului special bioeticii în analiza modului de viață în penitenciar, fundamentarea principiilor bioetice la consilierea spirituală în condiții de detenție, evidențierea aspectelor bioeticii sociale în procesul consilierii spirituale, elucidarea componentelor teoretico-practice în procesul consilierii spirituale a deținuților, delimitarea principalelor probleme ale implementării postulatelor bioetice în consiliere spirituală. Noutatea lucrării în cauză rezidă este aceea că, deși iau în discuție aspecte care într-un fel sau altul și-au găsit reflectare în literatură de specialitate, totuși se impune prin promovarea unei viziuni inovatoare de ansamblu, globale și interdisciplinare, atât asupra conceptului de consiliere spirituală a deținuților, prin valorificarea potențialului bioetic, cât și a noțiunilor de asistență spirituală și principii bioetice ale consilierii spirituale, care sunt abordate insuficient în literatura de specialitate. Totodată, pentru prima dată, studiul a fost efectuat din perspectiva aplicării unei tactici concrete în consiliere spirituală, bazate pe principii bioetice în condițiile penitenciare din țară. Originalitatea cercetării constă în conceperea, formularea inedită în reprezentare în funcție de fapt original al indicațiilor metodologice a bioeticii sociale, a procesului de obietizare, de evaluare bioetică și adaptarea deținuților la un habitat general corespunzător, cerințelor în vigoare, dar și menținerea calitativă a stării psihosomatice, în particular a deținuților. Deci, primul capitol, bioetică, premise conceptuală esențială la studiul umanist privind viața de corecție, constă în faptul că este împărțit în două subcapitole. În primul dintre ele, necesitatea elaborării unui concept eficient al perfecționării consilierii spirituale în condiții de libertate limitată, sunt redate oportunitățile elaborării unui model eficient de consiliere spirituală, raportat la reperele bioetice și la condițiile existențiale a unui habitat privat de libertate. S-a definit conceptul de consiliere spirituală, diferența dintre consiliere spirituală și asistența spirituală, comparat cu alte tipuri de asistență din mediul penitenciar. În cadrul lui s-au menționat cele mai dese crize întâlnite pe parcursul detenției, precum și soluționarea acestora. Al doilea subcapitol, prisme teoretico-metodologice ale aplicării reperelor bioetice în consiliere spirituală specială, este rezervat premiselor metodologice, atât filozofice cât și teologice, care orientează prezenta abordare și susține adoptarea deciziilor morale concrete. Aici s-au structurat câteva grupuri de metode prezentate în studierea aplicării reperelor bioetice în consiliere spirituală. Sunt expuse și unele postulate teoretice utilizate în consiliere spirituală specială, în corespundere a condițiilor private de libertate, asigurând sarcinile obiective ale asistenței. În subcapitolul 3 s-au structurat 4 concluzii. Aici vreau să atrag atenția, primul tabel sunt datele statistice privind numărul deținuților în penitenciară Republicii Moldova în perioada anilor 2016-2020, prima jumătate a anului. Chiar dacă în acest tabel sunt redate numărul deținuților care se aflau în acest an, în aceea în penitenciară, nu numărul condamnărilor, să nu fie confundate. Datele sunt făcute publice pe site-ul Agenției Naționale a Penitenciarilor, de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova. În al doilea tabel sunt datele statistice privind cazurile de automutilare, tentative de suicid și suicid în penitenciarul de Republica Moldova, anii 2017-2020. În primul tabel, cazurile de automutilare, dacă ne se pare că este o descreștere esențială a cazurilor, totuși vedem în cealaltă două tabele, este o creștere a tentativelor de suicid și a cazurilor chiar de suicid. În condiția aceasta se justifică faptul, nu atât condițiile mediului penitenciar care astăzi se solicită a fi redresate, cât și anume starea psihosomatică, mai ales în procesul adaptării individului privat de libertate în primii ani jumătate la mediul carceral. Deci, al doilea capitol, asistența spirituală în condiții existențiale,
speciale, analiza conceptelor contemporane. Este format și el din trei subcapitole. El poartă un caracter descriptiv și rezumativ, fiind redate cercetările relevante subiectului publicate în tăși peste hotare, unde se tratează subiecte filozofice, etice, bioetice, juridice, teologice, psihologice, pedagogice, etc. Pentru a stabili conexiunea interdisciplinară a consilii spirituale speciale, fundamentate pe reperele conceptuale și normative ale bioeticii. În primul capitol, subcapitol, aspecte etice ale abordării practicii spirituale în condiții de penitenciar, relevă tabloul general al habitatului și condițiile private de libertate, aspecte comparate în trecut și prezent, între poziția Republicii Moldova și cea europeană și americană, semnalarea valorii preponderente a consilierii spirituale, ce se raportează direct spre abilitățile, cunoștințele, experiența schimbului spiritual expuse, formulându-se concepte cu privire la identificarea unui model dorit și adaptat condițiilor penitenciare ale Republicii Moldova. Al doilea subcapitol, interferențe interdisciplinare ale consiliului spirituale, sunt expuse tendințele conceptuale multidisciplinare a consiliului spirituale generale, dar și cele speciale, condiționate de modul privat de libertate, prin prisma potențialului biotizării persoanelor participante la procesul de asistență spirituală, și aici nu sunt incluși doar deținuții, ci și membrii familiei acestora și diversi angajați a instituției penitenciare. Aici se evidențiază rolul și atributele consiliului spirituale speciale. În subcapitolul 2-3 s-au conturat patru concluzii. Capitolul 3, configurarea suportului etico-practic în procesul consilierii spirituale, concretizează o analiză teoretică a practicii și a problemelor sau dilemelor morale identificate în procesul consilierii spirituale. Capitolul este configurat în trei subcapitole. Primul, integrarea potențialului bioetic în constituirea unei strategii eficiente a asistenței spirituale la diferite categorii de deținuți. Aici se analizează grupurile de condamnați, raportați nu doar la perioadele detenției, ci și la formele vulnerabilităților. Totodată sunt sistematizate grupurile de condamnați pe următoarele domenii: pe vulnerabilitate, pe infracțiunile săvârșite, pe principalele diagnoze generale grave, pe comportament. Al doilea subcapitol, clasificarea valorilor morale în implementarea asistenței spirituale în mediul privat de libertate, relevă nu doar clasificarea valorilor morale în implementarea asistenței spirituale în mediul penitenciar, ci și ierarhizarea lor în contextul consiliei spirituale în acel mediu. Astfel sunt caracterizate valorile moral-spirituale existente sau cultivate în calitatea penitenciar, dar și valorile, în ghilimele, ale subculturilor din mediul penitenciar, care trebuie și cumva expuse și redate într-o formă, atât din conform conceptului de bioetică, cât și din aportul consilierii spirituale. În subcapitolul 3, perspective ale aplicării unei tactici în consilierea spirituale bazate pe principii bioetici în condițiile penitenciare de Republica Moldova, formulează și sistematizează metodele și instrumentele consilierii spirituale a deținuților. Acestea sunt redate pentru soluționarea celor mai frecvente crize și probleme morale întâlnite în penitenciară din Republica Moldova, conform experienței pe care s-a desfășurat pe parcursul anilor în toate instituțiile penitenciare din Republica Moldova și Moldova. Subcapitolul 3-4, la concluzii, s-au conturat 6 concluzii. Aici următorul tabel, modelul consilierii spirituale de deținuților în unele penitenciare din Republica Moldova. În acest tabel se identifică problema cu care se confruntă deținuții în perioada detenției, metoda consilierii, procedura sau tehnica de consiliere care s-a aplicat și eficiența rezultatului apreciat de la cu notă de la 1 la 10. Am încercat prin acest tabel să redau conform vulnerabilității deținuților. Afirm că toți deținuții sunt vulnerabili, dar în mediul penitenciar avem grupuri de deținuți vulnerabili cu vulnerabilitate accentuată. Aici mă refer la femei, mă refer la minori, mă refer la deținuții pe viață și la deținuții bolnavi. Următorul
un model bioetic de construire spirituală, ține la fel de problema identificată, repercusiunea asupra stării psihosomatice la care ne referim noi, pentru că construirea spirituală este un proces interdisciplinar care ține să susțină care ține să susțină viața individului privat de libertate, axat pe anume pe valorile bioetice, viața și sănătatea. Deci, iarăși revenim la acel tabel, reprezintă repercusiunile psihosomatice care se ca și consecința asupra problemelor identificate, suportul aplicativ al bioeticii și metoda consilierii. În concluzii s-au conturat 7 concluzii. Analiza, prima concluzie, este cel mai relevante investigații ce pot servi baza unui concept pentru consiliere spirituală a deținuților, care este axat pe repierele bioetice. Acestea contribuie la dezvoltarea cercetărilor științifice cu scopul de a elabora suportul teoretic al asistenței spirituale, dar și identificarea metodelor și mecanismelor terapeutice și de consiliere eficiente. A doua concluzie, sistematizarea unor conexiuni pluridisciplinare, raport cu consiliere spirituale specială, bazată nu doar pe formarea multilaterală a asistentului spiritual, dar și prin faptul colaborării cu diversi specialiști, inclusiv angajați a instituției penitenciare, permite identificarea și soluționarea celor mai acute probleme ale deținutului, totodată, însă și ceilalți specialiști ai sistemului privat de libertate se informează cu subiectele identificate, metodele aplicate și principiile bioetice. În cadrul consilierii se aplică cu succes metodele chestionarea deținuților și angajaților, observația, dialogul, confidențial, analiza gradului de religiozitate. 3. Modul de viață în mediul privat de libertate trebuie ancorat în menținerea vieții și oferirea unui model ce ar spori calitatea vieții deținutului pe parcursul detenției, factor indispensabil în reeducarea acestuia. Rezultatele obținute în urma cercetării sunt în măsură să contribuie la determinarea rolului special al eticii viului în acest micromediu privat de libertate, ce trebuie axat pe promovarea valorilor spirituale morale. 4. Potențialul bioetic permite extinderea orizontului teoretico-practic al misiunii consilierului spiritual din mediul penitenciar al Republicii Moldova, actualmente limitat doar la explorarea instrumentarului religios prin aplicarea principiilor bioetice. Contribuie nu doar la cultivarea unor trăsături individuale pozitive, la identificarea propriului lui statut, dar și la poziționarea corectă în diverse dileme morale frecvent întâlnite în mediul penitenciar. 5. Consilierea spirituală axată pe principiile bioeticii cuprinde comportamentul, atitudinea, emoția, sentimentul și valorile de care asistentul se orientează în realizarea propriei experiențe la procesul asistării spirituale a deținuților. Fiind experimentate diverse metode cu specific diferit, raportate la grupurile de condamnați, devine oportună poziționarea teoretico-metodologică a conceptului de consiliere spirituală bazat pe principiile bioetice. Mediul penitenciar este unul special, iar caracterizarea tuturor activităților terapeutice de recuperare morală și somatică a deținutului trebuie abordată nu doar prin prisma repului bioetice, ci și analizată, adaptată la axiologia eticii viului și la cultura socială existentă. Componentele teorice ale procesului de construire spirituală, conceptualizarea, metodologie, implementării, axiologie, etc., care vor spori eficacitatea asistenței spirituale în mediul penitenciar. 7. Deosebit de oportune se dovedește a fi apelarea la postulatele bioetice în delimitarea subiectelor habituale în mediul penitenciar, deoarece consilierea spirituală nu poate fi eficientă în soluționarea tuturor problemelor cu care se confruntă deținutul pe parcursul detenției. Deci, printr-o configurare reușită a dificultăților existente, se va contribui nu doar la soluționarea lor, ci și la identificarea factorilor declanșatori a acestora. Și aici avem, la finalul tezei, am propus 6 recomandări. Prima, propune Administrației Naționale a Penitenciarului din Republica Moldova formarea unei comisii pentru crearea și elaborarea unei strategii de implementare a Consiliului Spiritual în mediul privat de libertate, axate pe un concept interdisciplinar, eficient, având de suport potențialul teoretico-aplicativ al bioeticii. 2.
ținând cont de faptul că Republica Moldova, la moment, nu există niciun centru de pregătire profesională a consilierilor spirituali pentru mediul penitenciar, se recomandă Ministerul Justiției al Republicii Moldova organizarea unor cursuri de perfecționare a consilierilor spirituali cu activitate în respectivele instituții. 3. În privința eficientizării aplicării conceptului teoretico-practic al Consiliului Spirituale Speciale, este binevenită organizarea forurilor științifice naționale și internaționale, unde să se dezbată diversele aspecte ale acesteia, conexiunea cu diverse domenii, stabilind relații instituționale și interdepartamentale în scopul ridicării calității vieții mediului penitenciar. 4. A recomandat Ministerul Justiției Republicii Moldova, în special Administrația Națională a Penitenciarilor, utilizarea rezultatelor prezente în investigații pentru optimizarea aplicării politicilor de strategie a educației în mediul carceral. 5. Necesită să fie revizuit atât Codul Penal Republicii Moldova, Codul de Executare al Republicii Moldova, privind modul de viață în penitenciare, cât și normele ce reglementează aspecte ale asistenței medicale de acest mediu, respectându-se cu strictețe prevederile bioeticii. Și ultima recomandare, a propune diverselor instituții cu implicarea societății civile organizarea unor proiecte comune, conferințe, traininguri cu diferite confesiuni religioase pe diverse subiecte stringente habitatului privat de libertate. Inclusiv, participarea în mass media fapt ce ar micșora stigmatizarea condamnaților în perioada post-detenție, o problemă foarte acută în Republica Moldova. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumim și noi. Perfect, 19 minute. Ținut alocțiune, așa că am început-o bine. Mulțumim pentru cele relatate. Vă rog să adresați întrebări. Ședința fiind una publică, aceste întrebări pot fi adresate de cei care sunt în sală. Vă rog. Da, poftim, domnul profesor Mereuță. Deci, întrebarea așa are și din dihotomia activităților noastre. În primul rând, ca om de știință și ca profesor, în viața aceasta noastră laică, dar totodată și prea cucernică. Clar, da? Acum, întrebarea. Care este diferența dintre educație și consilierii moral-spirituale a deținuților și corelația cu aceeași problemă a educației creștin-ortodoxe. Care este diferența lor? Dacă este, care? Anume. Mulțumesc, domnul profesor. Deci, în primul rând, o să procedăm așa, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns, să nu. Deci, în primul rând, consilierea spirituală, ea are drept reper ca mecanisme și aspectul acesta pedagogic și aspectul psihologic. Dar în aspect mai amplu, consilierea spirituală axată pe reperele biologice este una mult mai amplă. Într-adevăr, în literatură de specialitate se confundă consilierea spirituală cu cea religioasă. Probabil din motivul că la consilierea spirituală recurg preoții sau slujitorii bisericii, indiferent de confesiune pe care o atribuie sau pe care o practică în activitatea lor pastorală. Deci, din punctul nostru de vedere, consilierea spirituală este mult mai amplă. Ea se focusează pe aceste repere pedagogice, pe repere psihologice și chiar și religioase. Consilierea religioasă face parte integră din consilierea spirituală. Mulțumim! Poftim cine mai dorește să adreseze vreo întrebare. Vă rog, doamna regret oficial, doctor habilitat Svetlana Coandă. Domnule Colocaru, dumneavoastră, în primul capitol, ați analizat mai multe teorii filozofice, sociologice, antropologice, care cercetează această temă de consiliere de asistență. Spuneți-vă, rog, care o considerați mai
eficiente din aceste teorii și o aplicați dumneavoastră în activitatea dumneavoastră practică. Mulțumim. Într-adevăr, în abordarea multidisciplinară a conferinței spirituale mediul penitenciar, mi-am focusat pe diverse teorii, anume, cum ați spus și dumneavoastră, doamna profesor, teoriile filozofice, sociologice, teologice. Nu putem să ne focusăm pe o singură teorie. Deci, ținând cont de varietatea problemelor, de subcultura în care este extinsă, se petrece viața unui condamnat, depinde de cultura condamnatului, în experiența pe care am efectuat în mediul penitenciar, s-a reușit foarte mult atunci când s-a închegat din diferite teorii, s-a expus un mecanism și o metodă de consiliere. Desigur, cea mai eficientă în aspectul, cea mai eficientă, cea mai cu rezultat este cea în conexiune între consilierea spirituală, teologică, cu cea filozofică, anume prin aspect bioetic. Atunci când valorificăm principiile bioetice în consilierea spirituală, atunci când valorificăm anume valorile morale bioetice, viața și sănătatea condamnatului. Deci, noi totuși, chiar dacă consilierea spirituală este una inter- sau multidisciplinară, totuși realizarea conceptului și a experienței a demonstrat că focusarea pe teoria filozofică, bioetică, etică, în anume cu cea spirituală, teologică, a avut mai mult, un rezultat mai eficient în procesul consilierii. Mulțumesc! Încă doamna doctor Cabinetat Pascal, de mai mulțumim de modul în care ați avut deschidere din partea organ, pentru că este o cercetare care este dincolo de cea cu care noi ne-am obișnuit, este una pe care ați pus-o în aplicare în instituție cu regim închis, în ce măsură ați avut deschidere din partea celor care conduc aceste instituții, pentru că și aceasta este un lucru foarte important. Putem avea multe idei, multe propuneri, ghiduri elaborate, dar dacă nu avem acces pentru a le pune în practică, atunci este foarte dificil. În ce măsură acest lucru? Și dacă ați făcut cumva, știu eu, din informații pe care le ales, dacă este mai deschis sau mai închis în comparație cu alte sisteme din afara spațiului societății Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim! Într-adevăr, activitatea mea ca și asistent, ca și consilier spiritual în penitenciar în Moldova a început în 2006. Am fost solicitat la, cum a spus și domnul profesor Măriuță, ca și preot, la instituția penitenciară numărul 16, Pruncu, un penitenciar spital, acolo erau copii și am fost solicitat pentru a boteza copiii în penitenciar. Aceasta a fost prima mea întâlnire cu mediul penitenciar. După aceea, condamnați au solicitat întrevederi cât mai des cu preotul și anume ajutor din consiliere spirituală. În decursul anului 2016, 2006-2019, am avut întâlniri în penitenciarul spital, unde practic am fost cel mai des numărul 16 Pruncul, 2-3 întâlniri pe săptămână. În cealaltă instituție penitenciară le-am văzut pe toate din Republica Moldova, n-am avut obiecții, n-am avut restricționări. Dacă respectăm limita sau regulile spuse de administrația penitenciarilor, și anume era important scopul pentru care intru într-o instituție penitenciară. Ceea ce mă bucura foarte mult, am făcut o experiență cu penitenciarele din în 2012 am avut întâlnire a Ligii Internaționale a Penitenciarilor, a capelanilor creștini de la Sibiu, sub conducerea profesorului, acum decan de teologie, Constantin Necula. Atunci am avut întâlnire cu foarte mulți preoți capelani din zona Europei. Am discutat, mi-am expus fiecare experiența. În 2018 am fost în instituție penitenciară din Belgia. În 2018 am avut o întâlnire cu membrii direcției educative a penitenciarilor din Germania și am vorbit despre problema tentativelor de suicid, cum le putem noi să
să contracărăm acest aspect prin consiliere bioetică, anume consiliere spirituală. Mulțumim, domnul doctor habilitat, profesor Omer Sarjou. Da, mulțumesc, domnule pretendent. În introducere, scopul constă în definirea conceptului. În adnotare, scopul constă în configurarea și implementarea conceptului. În prezentare, vorbim despre definire. Totuși, care e scopul? E clar că e definire. E definire. Dar în ce constă, iată, configurarea? Prima întrebare. Va urma așa. Da, da, mersi. Poftim. Configurare. Ce veți? Mulțumim. Configurarea însă elaborarea cu conceptualizarea acestui concept de consiliere spirituală axat pe reperele bioetice. Bine. Da, poftim. Și al doilea aspect. Recomandarea 5, vorbesc despre necesitatea de a face modificări la codul penal și codul de executare, într-adevăr, care concret? Mulțumim. Mulțumim. Anume, stipularea în legislație a noi activități medii penitenciar cu cele spirituale, care nu este prevăzută în lege, nici într-o lege în Republica Moldova, comparativ cu țările europene. Țările europene au foarte bine controlat aspectul legislativ ce ține de consiliere spirituale, indiferent că aceasta o face persoana laică sau o face preotul capelan. Aici m-am referit și, desigur, aceasta a stipulat cumva și faptul de a eficientiza cumva ar încuraja cumva aspectul acesta a Consiliului Spiritual în mediul penitenciar. El nu ține de codul penal asupra care se lucrează și codul de procedură, cât mai degrabă de codul de executare. Codul legea cât acolo? 433 din 2004. E cam vechi și s-ar putea de... Da. Dar trebuie să fie actorii cu drept de inițiativă legislativă. Mulțumesc. Poftim. Încă publicul la cine? Păi, tot, da? Mulțumim, mulțumim. Răspunsul a fost dat la fiecare întrebare și punem punct la această impostază și ofer cuvântul doamnei secretar științific pentru a da știre avizilor și note informative a ANACEP. Poftim! Avizul seminarului științific de profil 63201 etic și bioetic al Institutului de Istorie la teza de doctor în filozofie specificul referirilor bioetice în consilierea spirituală a deținuților, analiză teoretico-practică elaborată de către Viorel Cojocaru, specialitatea 632, etică și bioetică, conducător științific, Vitalie Urovan, doctor habilitat în filozofie, conferențiar universitar. Actualitatea temei implică multitudinea de probleme morale, sociale, medicale, juridice, cu care se confruntă deținutul în raport cu mediul penitenciar, instituția penitenciară și societatea, indiferent de țară sau continent, analizate în baza suportului conceptual bioetic. Problemele deținuților în cadrul habitatului penitenciar a constituit un subiect de interes științific major pentru această cercetare, mai ales că condițiile Republicii Moldova amplifică existența unor factori determinanți ce vizează dezvoltarea socială a individului privat de libertate. Studierea mediului privat de libertate s-a axat pe starea sănătății, conduitei și educației deținuților, fapt ce contribuie esențial la îmbunătățirea calității vieții de penitenciar. Indispensabil de acest subiect este și aspectul spiritual-moral al condamnatului, ce poate fi lesne explorat atât din punct de vedere atât de administrația
instituției, cât și de însăși deținutul. Numeroase subiecte bioetice au fost abordate și propuse spre a fi studiate, nu doar pentru configurarea unei paradigme teoretice actuale, ci și și în privința unor recomandări practice. O deosebită importanță constituie evidențierea anumitor interconexiuni, cum ar fi cea medicină, morală, instituții penitenciare, societate. Tema investigată este actuală și prin faptul oferirii de soluții pentru legislație, elaborării unor coduri manuale pentru consilierea spiritual-morală a deținuților. Este utilă în această privință experiența autorului tezii în activitățile de consiliere spirituale din penitenciarele Republicii Moldova, cât și cele de peste hotarele ei. Autorul explică problema științifică importantă soluționată, constatată prin identificarea și abordarea potențialului bioetic în procesul consilierii spirituale a persoanelor private de libertate în general, iar în mod special pentru eficientizarea condițiilor spirituale a condamnaților în perioada detenției. Accentul se orientează spre omiterea sau minimalizarea crizelor spiritual-morale create de mediul carceral, ce denaturează atât valoarea ființei umane, cât și starea psihosomatică a condamnatului, totodată descurajând recidivile penale. Consilierea spirituală axată pe potențialul bioetic permite racordarea habitatului privat de libertate la valorile morale realizat prin instrumentarul conceptual și metodologic al bioeticii sociale. Semnificația teoretică a tezii are un caracter științifico-practic, multidisciplinar și cuprinde elaborarea modalităților eficace de optimizare a climatului spiritual specific traiul de penitenciar și cu repercusiuni pozitive în modul de viață post-detenție, fundamentarea elaborării unor îndrumare pentru consilierea spirituală ai respectivului contingent a unui cadru normativ nou în educare și socializarea acestuia. Valoarea aplicativă a tezei se realizează prin relevarea rolului bioeticii sociale și medicale în aplicarea rezultatelor obținute, elaborarea unor cercetări prin care se vor dezvolta ideile expuse în teze pentru soluționarea problemelor comportamentale și medicale din mediul privat de libertate, precum și aprofundarea studiilor de rigoare din domeniul bioeticii sociale, a eticii penitenciare, axiologiei, etc. Apreciind valorile teoretice și metodologice elaborate de competitori, seminarul științific de profil a decis a recomandat teza de doctor în filozofie, specific cu reperilor bioetici în consilierea spirituală de deținuților, analiză teoretico-practică elaborată de Viorel Cojocaru la specialitatea 632-01 Etică și bioetică pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific Specializat. 2. Tabelul recomandărilor și obiecțiilor expuse în baza examinării tezei de doctor în filozofie specificul reperilor bioetice în consiliere spirituală a deținuților, analiză teoretico-practic specialitatea 632 etica și bioetica în cadrul Comisiei de Experți în Științe Umanistice a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare a competitorului Viorel Cojocaru. 1. A scrie în cuprins concluziile la capitolul 1, nu concluzii la primul compartiment. A scrie adnotare, rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, nu problema științifică soluționată. A reface substanțial implementarea rezultatelor științifice care varianta dată nu mă indică concret cum și unde au fost implementate rezultatele obținute, a numerota concluzii la capitole, a include anexele în cuprins. S-a realizat, a fost schimbat în cuprins concluziile și așa mai departe. Deci aici vine sunt enumerate
de către competitor, de către competitor toate datele ce s-a făcut la aceste cerințe. 2. Are de atat... Vă rog, ce o să ne spună dumneavoastră partea așa la da. Da, da. Are de atat scopul lucrării, reieșind din faptul că un concept nu poate fi realizat, ci definit, explicitat, valorificat realizarea conceptului de consiliere spirituală. 3. A redactat concluziile generale, a sintetizat și a reduce numărul lor, a revedea concluzia 2 care se axează pe unele potențialități, va permite identificarea și soluționarea, de exemplu, dar nu revede concret rezultatele obținute. Concluzia 5. Conține o recomandare și necesitatea unor acțiuni de viitor nu reflectă aportul personal al cercetătorului. Concluzia 7 include o afirmare categorică. De exemplu, sporesc eficacitatea dacă sunt raportate, dacă nu sunt aduse dovezi în acest caz. A concretiza recomandările formulate, indicând concret care rezultate pot fi valorificate. 5. A actualizat bibliografia, de exemplu, din primele 100 de surse, doar 25 sunt în ultimii 10 ani. A redacta stilistic și gramatical tieza, se atestă greșeli de punctuație stilistice. Iată, acestea sunt. Și... Vă mulțumim, doamna Scarsenție. Rugăm pretendent să se expună asupra respectivelor avize, dar, așa, vă rog, succint, nu 20 minute. Nu. Da, poftim. Mulțumim, domnul președinte. Deci la prima obiecție a NACEC-ului s-a realizat, adică, deci a fost schimbat în cuprins concluzia la capitolul 1, pagina 3, s-a introdus în adnotare rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante și s-a refăcut conținutul la implementarea rezultatelor științifice, pagina 4. S-au numerotat concluzia la fiecare capitol, pagina 60-61, paginile 91-92, pagina 163. S-au inclus în cuprins numărul și denumirea anexelor de la finele tezei, pagina 3. A doua recomandare, s-a realizat scopul tezei, scopul care a fost formulat, pagina 4-10. A treia recomandare, obiecție, s-a redactat concluzii generale, conform solicitărilor expuse, concomitent s-a unit textul concluziilor 4 și 5 și s-au redactat. Pagina 164-165, prin aceasta s-au redus numărul concluziilor de la 8 la 7. Concluziile 2 și 7 au fost reformulate. Pagina 164-165. A patra recomandare, a concretizat recomandările formulate, indicând concret care rezultate pot fi valorificate. S-a realizat, s-a concretizat recomandările formulate, indicându-se concret rezultatele ce pot fi valorificate, expuse la pagina 165-166. 5. Actualizat, de exemplu, actualizat bibliografia. S-a realizat parțial, s-a optimizat bibliografia prin introducerea noi surse, deoarece bibliografia în domeniul bioeticii și filozofie nu poate fi învechită. 6. A redactat stilistic și gramatical teza. S-a realizat și redactat teza integral prin omiterea greșelilor gramaticale și de punctuație. Vis a venit primul aviz. Primul aviz? Cum era? Au fost citit. Seminarul. Da. Un vis. Aveți întrebări? Așa. Aveți în față tabelă. Deci, la seminarul de profil, avem următoarele obiecții. Deci, au fost citate lucrare în teză, lucrările a unui seminar științific de profil, s-a realizat, au fost selectate lucrările cu tangență la membrul seminarului și a recenzenților, care au fost incluse în lucrare. Deci, s-au citat lucrările bioticienilor din domeniul bioeticii
sociale de etnie ruse ca Mișapkina, Pustovit, Kulinichkova. Deci s-a realizat notația științifică la introducere. Așa. A fost schimbat capitolul 1, analiza conceptelor contemporane, a fost și reformulat prin formula analiza conceptelor contemporane. Capitolul 2, bioetica drept premize, deci a fost omis cuvântul drept bioetica ca premize esențială, s-a realizat. La introducere s-a inclus un compartiment ce țin de metodologia studiului, așa. Principiile bioeticii au fost punctate mai evidențiate în teză. Capitolul 2 a fost restructurat conform doleanței și a fost formulat în teză diferența dintre considerare spirituală și asistența spirituală. Mulțumim, domnul prezident. Oferim cuvântul domnului doctor habilitat conferenția Universitatea Vitaliu Orovanu, care este coordonatorul conferitorului psihic, să-i spune vis-a-vis de personalitatea domnului Viorel Corrocanu. Poftim. Mulțumesc, domnule președinte, onorată asistență, stimați membri al Consiliului Științific Specializat, dragi colegi, astăzi suntem actori la o încununare a activității colegului nostru, asistentul universitar Viorel Cojocaru. Eu mă expun din punct de vedere al activității dumnei sale la catedră. Activează în colectivul nostru de acum aproximativ 15 ani. Este un coleg de nădejde, în domnia sa poți să ai încredere. Este dinamic, totdeauna săritor la nevoie când un coleg este bolnav, are nevoi speciale. În afară de aceasta, de activitatea la catedră, are o sumedenie de activități. De acum s-a vorbit despre activitățile în penitenciar, activitatea de bază ca preot la parohia din Buiucani, sub oblăduirea părintelui Bubulus, unde mai este încă o biserică, undeva după tradițiile acestea noi, este așa numită Biserica Inimii Tăcute, fiindcă domnia sa, părintele Viorel Cojocaru, mai cunoaște și limbajul surdomuților și este practic unicul în Republica Moldova care îngrijește spiritual, ține slujbe, înfăptuiește tainele respective pentru surdomuți. În afară de aceasta, mai are o activitate cu foștii deținuți, care vin permanent după unele sfaturi, ceea ce dovedește că are o deosebită prestație pedagogică, dar vreau să mă opresc în mod direct la subiectul tezei de astăzi. El a fost zămislit de noi încă prin anul 2013, ulterior, în 2014, a fost aprobat de către Consiliul Științific al Universității de Medicină tema, dar de acum s-a acumulat până atunci o bună parte din aceste materiale. Vreau să spun că aceste materiale care au fost aici undeva date mai subțint în teză, au fost mult mai vaste, mult mai minuțoase și a trecut comisia de expertiză a materialelor primare din cadrul Departamentului Știință a Universității de Medicină. Are numeroase cercetări, publicații în țară și peste hotare. Colaborăm împreună cu dumneavoastră colegii din Cluj, colegii din Galați, colegii din București, colegii din Sibiu, de asemenea cu colegii din Kiev,
de la Academia de Perfecționare a Specialiștilor Postuniversitari în Medicină, în numele lui Platon Șupic din Chiev. Părere rău, sunt ei într-o situație gravă, la moment, dar relațiile continuă și activitatea științifică online continuă cu dumnealor. Vreau să spun că prinde din zbor aceste idei, are câteva, în elaborare câteva ghiduri, în care, desigur că se exprimă și unele rezultate din teza prezentată astăzi, pentru a fi promovată mai departe, dar în ceea ce privește acțiunile dumneavoastră, domniei sale în domeniul științei, ele sunt pe deplin veritabile, în corespundere cu actualitatea aceasta, în corespundere cu necesitățile timpului și vreau să spun că unele momente sunt de o importanță ce ies din cadrul Republicii Moldova, pentru că această subcultură, acest microclimat al penitenciarilor este o problemă în întreaga lume. Atâta doar că poate sunt unele condiții mai speciale ale acestui habitat, din punct de vedere economic, organizațional, dar problemele spirituale cam toate sunt comune. Vreau să spun că este o persoană care merită titlul științific, este o persoană care promite multe și în continuare se ocupe cu subiectul acesta. Și pe aceasta vreau să mulțumesc întregii echipe de astăzi, care și-au adus contribuția la examinarea și aprecierea acestei lucrări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule profesor. Și acum vreau să trecem la o altă etapă. Vreau să-i ofer cuvântul primului referent oficial, stimate doamne doctor habilitat, profesor de universitate, Svetlana Coană, poftiți. Câte minute aveți? Eu cred că 10, maxim 12. Eu vă rog, domn președinte, eu să mă strădui, da, nu vă duc promit. Da, sigur. Puteți să simt Stimate domnule președinte, stimate domnule secretar, stimați membri ai Consiliului Specializat de Susținere, onorată asistență, dragi colegi, teza supusă astăzi discuții, analizei, a fost mai mult timp cercetată și discutată, în special la seminarul științific de profil. Eu am o atitudine deosebit de responsabilă față de această teză. Am observat tenacitatea, seriozitatea cu care domnul pretendent, domnul Colocaru, a lucrat asupra acestei teze, a făcut acele corectări, completări care i-au fost sugerate. În special, foarte mult un aport considerabil are domnul profesor Olovan Vitalie, coordonatorul științific al acestei lucrări. De aceea vă zic, cu mare responsabilitate, doresc să vă propun dumneavoastră și opinii științifice din țara noastră avizul pe care l-am formulat la această teză. O să dau citire ca să fiu mai succint, pentru că văd că domnul președinte ne sfătuie foarte bine. Laconicitatea este o trăsătură a filozofilor.
Deci, teza de doctor elaborată de domnul Viorel Cojocaru reprezintă un studiu bine documentat, bine structurat, consacrat analizei unei probleme deosebite, actuale și importante, dat fiind faptul că modul de viață al deținuților, condițiile de detenție penitenciare în Republica Moldova sunt studiate insuficient și mai puțin și mai nesatisfăcător sunt investigate subiectele ce țin de atitudinea morală față de viața și sănătatea deținuților. Din aceasta rezultă motivarea și caracterul novator al scopului lucrării, clar și coerent formulat de către autor, noutatea și originalitatea tezei de doctor, spuse analizii rezidă și în faptul că domnul Cojocaru a întreprins o analiză mult mai completă și adecvată în comparație cu studiile existente a conceptelor cheie, cum ar fi asistență spirituală, consiliere spirituală, principii bioetice ale consilierii spirituale, evidențind specificul aplicării acestora în condiții de penitenciar. A efectuat clasificarea valorilor morale în implementarea asistenței spirituale în mediul privat de libertate și, în conformitate cu aceasta, a elaborat o viziune novatoare, holistă și interdisciplinară cu referire la consilierea spirituală a deținuților prin valorificarea potențialului bioeticii. Cu atât mai actuală și necesară este problema abordată în disertație, cu cât în Republica Moldova sunt, deci despre atribuțiile consilierului spiritual nu există ordonanțe normative penale sau civile care ar stipula concret atribuțiile acestuia. Importanța subiectului investigat în teza de doctor de către domnul Cojocaru rezidă de asemenea în elucidarea problemelor morale, sociale, medicale, juridice cu care se confruntă deținuții din mediul penitenciar și în modalitățile de soluționare a acestor probleme propuse în lucrare. Un element deosebit de valoros și productiv al lucrării este abordarea interdisciplinară a subiectului cercetat, implicând domenii precum filozofia, medicina, științele juridice, psihologia, religie, etica, bioetica, etc. În conformitate cu aceasta, este dată o explicare relevantă a noțiunii de consiliere spirituală, care reprezintă un proces interdisciplinar de susținere și reabilitare spirituală a condamnatului, realizată prin diverse modalități de acțiune spiritual-morală și argumentată necesitatea și rolul principiilor bioetici în acest proces, atât în aspect teoretic, cât și practic, capitolul 1. De asemenea, în capitolul 2, e consacrat un compartiment evidențierii și aprecierii interferențelor interdisciplinare ale consilierii spirituale. Aici domnul Cojocaru corect argumentează necesitatea și eficiența conlucrării consilierii spirituale cu alte tipuri de consilieri, pedagogică, religioasă, juridică, psihologică, accentuând că aceasta depinde de problema concretă a deținutului. În lucrare, corect este accentuată necesitatea aplicării diferitor metode și mecanisme ale asistenței spirituale pentru diferite categorii de deținuți, precum și implicarea unor asistenți cât mai experimentați cu o pregătire specială, îndeosebi în perioadele critice. Apreciem ca importantă, din punct de vedere filozofic, cercetarea motivelor devierii comportamentale a deținuților, clasificarea deținuților în dependență de aceasta, pe grupuri, compararea situației din instituțiile penitenciare din Republica Moldova cu alte țări, analiza critică a lucrărilor la acest subiect, fapt ce demonstrează aplicarea corectă și adecvată a metodelor filozofice de cercetare. În consecință, domnul Cojocaru propune remedii concrete de asistență spirituală, particulare, personalizate pentru diferite categorii de deținuți. Deosebit de clar și convingător sunt expuse prioritățile consilierii spirituale religioase și aceasta rezultă din activitatea dumnealui ca preot, bazată pe principiile dragostei altruiste, a cultivării fraternității, a exemplului propriu, al asistentului spiritual. Detaliat și critic sunt analizate de către autorul lucrării principalele teorii ale consilierii, teorii filozofice, sociologice, psihologice și evidențiate aspectele care pot contribui la eficientizarea
asistenți spirituale și domnul Conogaru a răspuns și la întrebarea mea în această privință. Considerăm argumentată și apreciem înalt concluzia făcută de autorul tezii că, în baza tuturor teoriilor și concepțiilor multidisciplinare, se poate de formulat o poziție conceptuală integrativă care ar satisface, în diverse circunstanțe, necesitățile teoretice ale tuturor domeniilor și că cel mai potrivit este a elabora o metodologie în baza principiilor și valorilor bioetice. Credem că teza de doctor pe care azi o analizăm aduce un aport considerabil la rezolvarea problemei menționate. Capitolul 3 al lucrării este consacrat elaborării unor soluții practice, unor strategii eficiente a asistenței spirituale la diferite categorii de deținuți prin intermediul potențialului bioetic. Autorul cercetării vine cu numeroase propuneri eficiente pentru depășirea și contracararea diferitelor probleme și stări critice ale deținuților. Sunt indicate un șir de metode și mecanisme de consiliere spirituală, metoda observației, metoda convorbirii, metoda biografică, metoda analizii gradului de religiozitate. Domnul Conogaru a evidențiat reușit efectul aplicării acestor metode. În lucrare, competent este analizat potențialul valorii posibil de aplicat în consilierea spirituală specială, ce incluie și cea a deținuților. În baza cunoștințelor teoretice și a experienței de activitate în penitenciar, domnul Conogaru evidențiază 4 grupuri de valori morale ce condiționează o consiliere spirituală eficientă, printre care se evidențiază prioritar valorile stringent necesare de promovat în habitatul penitenciar, și anume viața, sensul și perpetuarea ei, dragoste, sănătate, speranță, binele, libertate, egalitate, etc. Deosebit de amplu, este argumentată credința în Dumnezeu, ca valoare importantă în procesul consilierii spirituale și aici mereu sunt citați și acei deținuți care au fost demnițați în închisorile din România, în special Nicolae Steinhardt, Mircea Bucănescu, ceea ce de asemenea face tendență și cu filozofia românească. Considerăm îndreptățită această clasificare care i-a propus-o a valorilor în contextul valorilor bioetice. Analize minuțioase a celor mai importante valori promovate în procesul de consiliere spirituală în penitenciare, Viorel Conogaru face concluzii argumentate că consilierea spirituală a deținuților, bazată pe repere bioetice, constituie un domeniu filozofico-științific orientat spre definirea și adaptarea valorilor morale în medii speciale, inclusiv cele de penitenciar, și că implementarea acestor valori, prin intermediul diverselor forme de consiliere, va facilita orientarea deținutului spre valorile spirituale-morale, atât în perioada de detenție, cât și post-detenție. În concluzie, menționăm că autorul tezei de doctor în științe filozofice, Conogaru Viorel, a depus o muncă considerabilă, analizând detaliat și competent lucrările din domeniu, dar și efectuând cercetări serioase în penitenciare. Considerăm că problemele principale de cercetare, înaintate cu titlul de ipoteză, au fost confirmate prin argumentare consistentă, teoretică și practică, fiind aplicate un șir de metode adecvate temei cercetare, cum ar fi metoda hermeneutică, metoda analizei structural-funcționale, metode empirice, cum ar fi chestionarea, observația, experimentul și altele. Apreciind înalt nivelul de realizare al investigației, totodată menționăm și unele momente din teză care necesită o anumită precizare, o anumită aprofundare.
În primul rând, deci, prima ar fi că ar fi fost bine de evidențiat mai clar asemănările și deosebire dintre asistența spirituală, consilierii spirituală, consilierii transdisciplinară și, în ansamblu, încadrarea lor în asistența socială, atât la nivel de concepte, cât și în activitatea practică. Următoarea. În lucrare, des se invocă conceptul de subcultură penitenciară. Însă nu am observat o explicare a acestui concept în corelație cu valorile consilierii spirituale. Cu atât mai mult că am avut și noi recent, în octombrie, o susținere a unei teze tot la această temă, deci riturile, taburile, subcultura penitenciară, de către Tatiana Margarin, consultant specific al care am fost și eu. Deci, și în a treilea rând, în capitolul 3, în compartimentul în care se analizează valorile morale și clasificarea valorilor morale în implementarea asistenței spirituale în mediul privat de libertate, ar fi fost binevenită o examinare filozofică mai riguroasă a conceptului de valoare, a sistemului de valori, ierarhia valorilor, a raportului dintre normele morale și valorile morale, și în baza acestui suport filozofic general, de evidențiat specificul valorilor morale în consilierea spirituală. Drept că autorul face o astfel de tentativă când analizează clasificarea valorilor morale pe care o realizează axiologia. Aici, corect, se face referință la lucrările domnului Vitaliu Jovan, specialist notoriu în acest domeniu, dar analiza este destul de subcintă. Credem că subiectul putea fi detaliat atât în baza lucrărilor domnului Vitaliu Jovan, cât și, de exemplu, a lucrării Filozofia Valorilor de Nicolae Rimbu, a lucrărilor domnului Valeriu Capcenea și altele. Obiecțiile expuse nu influențează caracterul general, științific, elevat al cercetării și pot fi considerate drept recomandări pentru cercetările ulterioare. În concluzie, dorim să accentuăm că analiza profundă a problemelor abordate și eforturile întreprinse în vederea realizării obiectivelor trasate în procesul elaborării tezei de doctorat, în baza studierii literaturii de specialitate și a cercetărilor și activităților concrete în instituțiile penitenciare din Republica Moldova, i-au permis domnului Viorel Cojocaru să formuleze un șir de concluzii și recomandări relevante. Rezumatul la teza de doctor corespunde tuturor cerințelor, redă conținutul și concluziile de bază ale tezei. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretico-științific înalt, are o deosebit de mare valoare practică în vederea implementării asistenței și consilierii spirituale în spațiul privat de libertate și nu numai, deci și asupra celor bolnavi sau oamenilor în vârstă, pot fi aplicate aceste metode care sunt aici stipulate pentru deținuți, prezentând totodată un suport esențial pentru studenți, maseranți și tot cei interesați de probleme de filozofie, ale educației, axiologiei, bioetică, etc. Ne exprimăm ferma convingere că teza de doctor tema specificul nivelurilor bioetice în consilierea spirituală a deținuților, analiza teoretico-practică, elaborată de domnul Viorel Cojocaru, sub conducerea științifică a domnului Vitaliu Jovan, doctor abilitat în filozofie, prezintă un studiu științific original, important, corespunde tuturor cerințelor înaintate față de tezele de doctor, iar autorul ei merită să se confere titlul științific de doctor în filozofie, la specialitatea 632.01, estică și bioetică. Mulțumim, doamna referent oficial. Vă rog, domn pretendent, să dați răspuns la obiecțiunile doamnei referent oficial. Deci, la prima obiecție, referitor la anumite similitudini și deosebiri dintre asistența socială, asistența spirituală, consilierea spirituală, consilierea multidisciplinară, sunt expuse la începutul paragraful 1.1. Acestea, într-adevăr, sunt expuse în teză, dar într-un cadru mai compact. Recunoaștem că caracterizarea acestora s-a realizat, dar într-un spațiu de text
așa mai extins. De exemplu, în paragraful 1 ne referim la deosebirea dintre consiliere spirituală și asistența spirituală, iar în paragraful 1-2 vorbim despre consiliere multidisciplinară în corelație cu alte tipuri de consiliere din mediul penitenciar. La obiecția 2, în teză se apărcesc de la faptul că o serie de termeni, vorbind de subcultura penitenciară și varietățile ei, în atât în mediul penitenciar cât și în mediul comunitar, sunt deja solid valorificate, iar în lipsa unui spațiu mai extins, n-am expus cu curiozitate acest fapt. Dar însă și mediul penitenciar este o subcultură, reprezintă o subcultură la care ne referim pe tot parcursul tezei, cu limbajul ei, cu riturile ei, cu normele ei, cu non-valorile ei și cu tradițiile și codurile lor de comportament, etc. La 3, referitor la analiza valorilor morale și clasificarea acestora, este binevenit observația dumneavoastră, la fel fiind constituit de volumul limitat al tezei, recunoaștem acest fapt bine observat, deci unele referințe la valorile morale care constituie un reper esențial în consiliere spirituală s-a realizat la paragraful 2.2, când s-a expus, dar fiind faptul că valorile sunt bine expuse în lucrările domnului Jovan, lucrări bine cunoscute, am considerat să nu le expunem în mod repetat. Credem și nădăjduim că o ulterioară publicație, un articol științific solid, va avea la bază acest subiect ce va soluționa această situație. Mulțumesc! Mulțumesc! Dat fiind faptul că al doilea recenzent nu este prezent, domnul Leontin Popescu, profesor la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, o să mă pierd cuvântul doamnei secretar științific să dea citire avizului transmis de domnul profesor Leontin Popescu. Vă rog. Iarăși timpul. Avizul domnului Leontin Popescu, doctor în teologie, profesor universitar, Universitatea Dunărea de Jos, Galați, România. Investigația pe care și-a propus-o candidatul la titlul de doctor este una de actualitate practică, iar obiectivele trasate au fost realizate cu succes. În teza prezentată spre susținere, doctorandul a utilizat cu succes diverse metode de investigație adaptate restricțiilor mediului penitenciar, forme potrivite de abordări și principii de cercetare pentru a finaliza cu o lucrare teoretico-practică de o bună factură analitică. Structura tezei este una logică și corespunde sarcinilor desemnate, astfel cercetare devenind completă, iar analiza reperilor bioliețice fiind destul de complexă. Autorul realizează o analiză practică a problemelor identificate în mediul penitenciar cu sugestii generale de soluționare a acestora. Indispensabile cercetări sunt și anexele care evidențiază matematic importanța și actualitatea temei de investigație, astfel că realizarea tabelilor și schemelor vin să demonstreze că autorul are o experiență practică în mediul penitenciar și cunoaște importanța aplicării în practica diverselor metode și mecanisme de consiliere spirituală. Doctorandul a realizat o investigație profundă privitor la raportul calitatea vieții și sănătății personale private de libertate, având o bogată experiență, elaborând o taxonomie a valorilor existente în practică, sunt cele de conotație intelectuală, prin care deținutul este convins că să participe la propria lui culturalizare și creștere intelectuală. Astfel, constatăm că aceste preocupări îl vor aduce
îi vor aduce beneficii psihice și somatice persoane private de libertate. În acest sens, lucrarea prezintă interes din punctul de vedere a societății, care așteaptă nu doar minimalizarea recidivelor penale, ci și schimbarea comportamentală a deținutului. Procesul de consiliere spirituală a deținuților cu aportul reperilor bioetice va enunța și un nou model eficient de rezolvare a problemelor vitale din mediul carceral. Merită o deosebită atenție bibliografia bogată, în baza care s-au conturat diferitele concluzii expuse în lucrare. Necesită menționată nu doar impresionanta experiență de activitate în mediul penitenciar, ci și moldav, ci și activitatea științifică prodigioasă a autorului, publicând la tema tezei 29 de lucrări științifice în diverse reviste de specialitate națională și internaționale. Din punct de vedere structural, lucrarea corespunde cerințelor înaintate de ANACEM. Alături de reușitele temei de cercetare, vom expune și unele sugestii și obiecții. Îi sugerăm autorul să realizeze o analiză comparată a problemelor vitale din mediul penitenciar național moldovean cu alte instituții penitenciare din mediul internațional, unde sunt antrenați consilieri spirituali de confesiune necreștină. În teză se evidențiază apartenența confesională a candidatului, chiar dacă este expusă teza într-un aspect non-confesional, considerăm că e benefică pentru eminicie cercetării și o expunere succintă a consilierii spirituale și din perspectiva islamului, budismului, etc. Chiar dacă volumul tezei este unul ușor depășit, se recomandă o expunere mai aproape de practica metodelor și tehnicilor de consiliere spirituale expuse în capitolul 3. Este recomandabil completarea anexelor cu mai multe studii de caz sau dileme morale expuse de autor din bogată experiență din activitatea mediului penitenciar. Toate aceste obiecții și sugestii nu diminuează cu nimic importanța de relevanță importanța și relevanța investigației, nu reduc cu nimic valoarea științifică și semnificația aplicativă a cercetării. Toate acestea pot îmbunătăți cu succes publicarea unei monografii elaborate în baza cercetării realizate. Considerăm că teza de doctor în filozofie cu tema specificului referilor bioetice în consiliere spirituală a deținuților, analiza teoretico-practică, este o cercetare originală, bine structurată și științific documentată. Corespunde întru totul exigențelor contemporane în vigoare, iar autorul ei, Viorel Cojocaru, merită evident conferirea titlului de doctor în filozofie la specialitatea 63201, etică și bioetică. Mulțumim frumos! Poftim, domnul pretendent, vă rog. Mulțumim! Răspuns la obiecțiile referendului și al obiectiile avizului părintelui profesor universitar Popescu Lentin de la Galați. Prima obiecție, din observațiile noastre pe care le-am făcut în țările Europei de apus, s-a observat că domină totuși consilierii de confesiune creștină, anume catolicii și protestanții. Personal nu am avut ocazia să cunosc și consilieri spirituali necreștini în timpul diferitelor vizite făcute în alte țări. Referitor la tipul de consilierii spirituale, teza a fost conceput într-o formă non-confesională, ca să nu fie confundată consilierii spirituale cu cea religioasă. Cercetarea expune o consilierii spirituală axată pe repere bioetice, care sunt mai vaste decât cele religioase. S-a încercat la paragraful 31 și 33 să se expune succint consilierii spirituale de pe poziție teologică, dar din considerentul de a nu defia de la scopul tezei, nu s-a făcut un aspect comparat vizibil din perspectiva altor religii. Recunoaștem că și în penitenciar de Republica Moldova, în personal, am întâlnit diverse deținuți de confesiune iudaică sau confesiune musulmană.
Pe viitor ne dorim să facem o expunere științifică ce ar completa această cercetare din puțină spirituală din poziția motoreligiei, doar atunci când vom identifica sau voi găsi un consilier spiritual de confesiune islamică, iudaică sau de religie budistă. Deci sunt dornic de a participa la asemenea cercetare. La obiecția, a doua obiecție, referitor la capitolul 3, unde se înglobează partea practică a tezei, este cel mai voluminos totuși, am considerat de cuvință să expunem această experiență practică prin câteva tabele care se află la anexe. Vorbim de tabelul A21 anexa 2, A31 anexa 3 și studiul și anexa 6, ultima anexă. Cu privire la obiecția 3, ultima obiecție, dileme morale și experiența vizată este expusă în articole științifice publicate mai pe larg, în cele 29 de articole publicate. S-au fost discutate la diverse forumuri științifice, naționale și internaționale. Completarea tezei cu studiile de caz, cu siguranță, va îmbunătăți practica consilierii, dar nu am vrut să facem abuz de aceasta. Teza totuși este una preponderentă de nuanță teoretică. Am expus totuși în anexa 5 un studiu de caz privind consilierul condamnat cu tentativă de suicid. Publicarea pe viitor a unor suporturi metodologice practice va soluționa această situație. Ceea ce ne și dorim și noi. Mulțumim. Vă rog. Trecem la următoarea etapă. Și în cadrul ei se vor pronunța membrii Consiliului Științific. Vreau să începem această etapă și să ofer cuvântul doamnei Ana Pascală, doctor habilitat, poftim, și se pregătește domnul Victor Jun. Poftim. Dar vis-a-vis de timp, câte minute considerați dumneavoastră? Suntem 6, eu cred 5-7 minute. Da, poftim, da, da, ieșiți aici în față, cel mai bine ar fi. Domnul președinte, doamnă secretar de Consiliul Științific, stimați membri Consiliul Științific, onorată asistență, de fapt, mă gândeam că înainte de a da cuvântul domnului președinte, nu vă supărați, dar înainte de a-mi da nou cuvântul membrilor Consiliului Științific, mă gândeam că o să oferiți cuvântul celor nemembri ai Consiliului Științific, după care vin membrii Consiliului. Da? Dacă mergem în formula asta, nu e nicio problemă. Onorată asistență, astăzi noi cu dumneavoastră asistăm la susținerea unei teze care este mult diferit de ceea ce ne-am obișnuit cu parcursul susținerilor anterioare. Este o teză care este făcută nu doar din punct de vedere interdisciplinar, inter și multidisciplinar. Este o teză care s-a făcut nu doar în bibliotecă, dar s-a făcut pe teren. Este o teză la care s-a muncit extraordinar de mult din punct de vedere a oferirii celor care a încercat să dea o șansă de viață celor care se află în afara libertății sau libertatea, chiar dacă ei este cu noi, oricum când vezi gradile în fiecare zi, nu știu dacă asta îți produce mai multă libertate. Dar timpurile s-au schimbat atât de mult din 2013, când dumneavoastră ați proces la această cercetare, pentru că a venit peste noi pandemia și a demonstrat că relația noastră cu libertatea este nu numai în ceea ce înseamnă a fi liber de o instituție penitenciară, pentru că în pandemie, lockdown-ul pe care a trecut, de acum încolo vom avea foarte multe probleme și se va cere consiliere spirituală nu doar celor care sunt în penitenciare. Din punct de vedere antropologic, a filozofiei sociale și a filozofiei culturii, foarte multe lucruri deja se schimbă
sunt foarte multe tendințe care deja se derulează și este foarte important noi, cei care toată lumea ne știe că venim din partea teoretică, suntem de la filozofie. Filozofia nu înseamnă doar concepte și teoretizări. Filozofia înseamnă și a cunoaște realitatea, a gândi critic despre ce se întâmplă în mediul în care activezi și care ar fi soluțiile care le poți propune pentru cei care au pâinea și cuțitul, adică organelor de decizie, care pot să implementeze aceste propuneri în realitate, de la care avem de câștigat cu toții. Această teză de astăzi, care este susținută, ea vine într-un fel, chiar că dacă în 2013 prea puțin dintre noi sperau că vom avea statutul de țară candidată a Uniunii Europene, această teză se înscrie în eforturile Societății Republica Moldova de a se apropia și a face față cerințelor acestui statut de candidat. Și mai e ceva foarte important. Această teză este un exemplu în care echipa Catedrei de Filozofie și Bioetică, începuturile care au fost, știu eu, susținute cu foarte multă greutate de profesorul Sârdea și cu echipa lui, a crescut-o în timp, a încercat să aducă și a încercat să mențină relația cu cei din jur. Chiar dacă echipa nu este atât de numeroasă, dar ei au încercat întotdeauna să fie împreună cu noi și să meargă mai departe și să vadă cât este de important ceea ce realizează. Este o cercetare în care se întâlnește teoria cu practica, practica care este peste hotarele noastre obișnuite și a ajuns până și în beneficiare. Și mai e ceva. Această teză are conexiuni și cu o altă teză care a fost susținută 4 ani la secția de filozofie, dilema prizonierului și acum, dacă noi vorbim despre prizonierii din penitenciari, acea teză se referea la starea individului în societatea contemporană, în care dacă nu știm să promovăm și să ne menținem valorile de care ținem, riscăm foarte ușor să devenim prizonieri propriilor noastre, fie iluzii, fie concepte necontrolate până la capăt, fie neînțelegerea noastră a celor cu care comunicăm. Un alt element, și o să încerc să închei, un alt element foarte important, această teză, lucrarea care astăzi se susține, nu este altceva decât o platformă de dezbatere în care se va încerca pe viitor să se continue. Adică sunt foarte multe aspecte, unele din ele au fost formulate când au fost aprofundate de cei care au recenzat lucrarea. Da, într-o lucrare de doctorat nu poți cuprinde cuprinsul. Oricum, rămân lucruri care pe viitor vor fi dezbătute. Așa cum spunea regretatul meu conducător științific de la Moscova, facem o lucrare în care să avem de lucru toată viața, dar să nu să alergăm de fiecare dată după o temă care nu are nimic comun cu ceea ce am făcut anterior. Este o lucrare care are continuitate, dar perseverența domnului aspirant la titlul de astăzi va ști să organizeze în jurul său echipe de tineri care vor veni să duc mai departe, să realizeze alte cercetări și nu este exclus ca peste ani să ne întâlnim din nou, să fim sănătoși cu toți, să ne întâlnim la alte teze care vor avea alte aspecte, dar va fi foarte important. Și de ce nu? Și un centru de consiliere, împreună cu un centru de consiliere, pe lângă ministerul, știu eu, administrației penitenciarilor sau mai știu eu unde, care s-ar putea face foarte multe lucruri importante. Și ca să închei, în lucrarea respectivă este conform sau corespunde cerințelor înaintate pentru acest tip de lucrare și întotdeauna vor fi lucruri care vom încerca să spunem că noi am fi fost sau le-am fi realizat altfel, dar în cazul meu întotdeauna rămân la ideea atunci când am ajuns la susținere că aspirantul are dreptul la propria opinie. Și dacă nu este greșit din punct de vedere gnoseologic, adică din perspectiva organizării, cercetării care a fost prezentată, el are tot dreptul și meritul și noi, dumneavoastră, suntem datori să punem în valoare judecata de valoare și să-l susținem în demersul dumnealui de a susține această teză și a deveni un doctor în filozofie. Succes echipii, succes fiecare dintre cei care au contribuit ca această lucrare să aibă un final atât de frumos.
Mulțumim, doamna membra Consiliu. Da, apropo, mulțumesc de observație, dar aceasta înseamnă că noi putem oferi cuvânt publicul larg în orice moment, dacă insistă chiar acum. Dar mergem după cum am zis și domnul Victor Juc vrea să ne spune ceva și dumneavoastră, da? Se pregătește domnul profesor Mereuță Ion. Onorat prezidiu, stimați colegi, problemele abordate în lucrare se disting prin actualitate, noutate științifică și, în special, valențe aplicative. Dacă luăm ca bază două aspecte ale denumirii lucrării, analiza teoretico-practică și specificul reperelor bioetice, constatăm că printr-o analiză cu implicarea metodologiei interdisciplinare s-a încercat să se definească conceptul de consiliere spirituală și chiar să vină cu perspective de implementare. Valoarea aplicativă este incontestabilă și prin identificarea unei paradigme, în cazul dat paradigma bioetică, s-a elaborat o lucrare științifică de importanță deosebită în contextul că pretendentul la grad, la titlu științific dispune de o vastă experiență și participare în consilierea spirituală. Prin urmare, lucrarea prezentată se distinge prin noutate, valoare aplicativă și actualitate, pentru că acel obiect al cercetării va fi întotdeauna deținuții din penitenciar, indiferent de contextul cultural confesional, islamic, budist, creștin, șamanist, din alte părți ale lumii, poate fi, dar contingentul rămâne. Al doilea aspect ține de interdisciplinaritatea investigațiilor desfășurate. Bineînțeles că a trecut timpul când în spirit metafizic cercetările se canalizau exclusiv pe o disciplină. Acum este interdisciplinaritate din punct de vedere metodologic, multidisciplinaritate din punct de vedere epistemologic și chiar transdisciplinaritate. Iar teza pe care noi o analizăm anume că se distinge și se caracterizează prin aceste aspecte. Pretendentul la grad științific ne-a convins că prin bioetică poate fi realizată consilierea spirituală a acelui contingent. El putea foarte ușor să ne convincă că și prin alte paradigme, etică sau moral-etică sau religioasă, de asemenea putea să fie atinse obiectivele privind consilierea spirituală. Deci în cazul dat, nu pot spui că se trasează un segment și se oprește. Deci consilierea spirituală se află în strânsă conexiune și dependență sau interconexiune și interdependență cu alte tipuri de consiliere, în special religioasă, cred eu așa, fără a avea vreo tangență cu acel mediu. Deci interdisciplinaritatea este foarte importantă în cercetările actuale și doctorandul a atins acest obiectiv. Al treilea aspect care merită apreciat este analiza raportului dintre instituțional și personal. Pentru că obiectul de cercetare
trebuie să fie canalizat și pe aspectele instituționale care se exprimă, eu aș spune, pornind de la teză, pe două coordonate. Coordonata instituțional-juridică și subcultura despre care s-a vorbit. Al doilea nivel ține de aspectele private, dar privatul, în cazul dat, este imposibil fără instituțional. Și instituționalul domină în majoritatea absolută a cazurilor asupra privatului, fapt care de asemenea și-a găsit expresie prin consilierea spirituală, prin ceea ce mi s-a relatat. Aș spune că structura este optimală, conținutul este bine relatat, iar forma este acceptată. Sigur că sunt anumite aspecte care puteau fi și mai bine relatate sau reliefate, dar acest fapt este suficient pentru a ne permite să spunem că teza corespunde exigențelor al ACEP față de lucrările de acest gen. Aspectele care și-au propus prin obiective și-au găsit reflectare în concluziile generale și în concluziile preliminare, iar recomandările sunt fezabile, în special către Administrația Națională a Penitenciarilor sau către Ministerul Justiției, sau de ce nu identificarea unui agent sau unui actor cu drept de inițiativă legislativă pentru a încerca să intervină, mai ales în codul de executare, legea din 2004, care vizează aspectele care sunt puse în valoare științifică pe pagini de lucrări. În acest context, eu mă voi pronunța pentru conferirea titlului științific de doctor în filozofie la specialitatea 632.1, etică și bioetică. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul membru al Consiliului, poftim domnul membru al Consiliului, profesor Ion Mereuță, și se pregătește domnul Eșan. Onorate domnule președinte, domnule profesor, Cilea, distinsă doamnă secretară, stimați savanți, filosofi, oameni înțelepți, domnul academician Teodor Țirea, profesorul nostru, dacă sănătatea este cea mai mare valoare a omului, atunci cea de întâi este libertatea și pacea. Un om cu valoare umană care este lipsit de libertate, are consecințe grave asupra psihologiei, schimbările psihofiziologice, nu numai depresia, dar sindromele bipolare, până la ceea ce dumneavoastră a spus aici, până la sinucid. De ce? În conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, a fost adoptată declarația pacienților de la Amsterdam. După aceea, convenții respectivii a Organizației Mondiale a Sănătății, inclusiv la grupul social, cei care se află în pușcărie. Acest mod de viață în pușcărie îi induce în sine probleme extraordinare. Și de aceasta știe nu numai conducerea penitenciarilor, dar toți medicii. Cine se ocupă cu consilierea lor? În primul rând, medicul, care îl consultă din punct de vedere a sănătății. Aici, sănătatea fizică este deteriorată din cauza condițiilor respective, condiții de trai, spațiu, aer, motricitate și alte aspecte, dar cu atât mai mult sănătatea psihică a celor deținuți. Deci eu am avut ocazia ca medic, ca consult deținuți de la Pruncu și la penitenciarul numărul 13, care s-a soldat cu operații
la Institutul Oncologic, unde eu activez, cu santinierii în sala de operație și la pat. Care și noi medici eram stresați din cauza aceasta. De aceea problema pe care o abordat-o aici, deci domnul disertant, domnul Cojocaru, deci care pretinde la titlul științific de doctor în știință, este actual. Fiindcă filosofia, când se uită, se uită la tot globul, la toată societatea, la toată umanitatea. Iar bioetica și etica, uite și la grupurile sociale, și la grupurile profesionale. Și el drept așa a făcut lucrul acesta. Stimați prieteni, nu este posibil să, să dezvoltăm chestiunea aceasta și să discutăm de lucrul acesta, de consiliere psihologică, moral-spirituală a deținuților, fără acceptul administrației, pe de-o parte, a Ministerului Justiției și a Mitropoliei Moldovei în cazul acesta. Și a Basarabiei, evident. Hotărârea sinodului cu privire la permiterea construcției bisericilor în periniciare pe teritoriul lor și exprimarea respectivă a sentimentelor, a dreptul, la confesiune, la religie și așa mai departe de ținuților, a fost realizat și se realizează până în prezent. Acum, tot depinde de regimul petrinciarului. Dacă este un regim închis specific, care sunt condamnați la moarte, la noi nu, deci care sunt pe viață, care sunt pentru termen respectiv, apoi uitați-vă dumneavoastră că în regimul respectiv a zilei, regimul lunii și regimul anului sunt bine determinate toate activitățile. Eu am avut ocazia să fiu la Dachau cu dumneavoastră, din dumneavoastră cred că cineva a fost acolo. Și regimul zilei și săptămânii strict determinat. Unii era până la exprimarea sentimentelor, inclusiv sexuale. Dar nu înțelegeți dumneavoastră care e chestia asta? Pentru a nu avea așa schimbări psihofiziologice în creierul acestui deținut. Dar ei dacă se rețidiviști încă, atunci, acum. De aceea problema aceasta, deci, care noi discutăm astăzi, a disertației respective, este foarte importantă pentru educația celor din penitenciare, pentru ceea ce n-am făcut noi în educația școlară și socială, în consecința lor. Că dacă ei erau educați cum trebuie, până ajungeau la pușcărie acolo. De aceea eu gândesc așa, că noi trebuie să votăm pro, ca să propunem anacecului să acorde dreptul de doctor în științe medicale, domnul Cojocaru. Filosofice. Dar vedeți că la compartimentul respectiv, la bioetică, da? Aș vrea eu să filosofia să numească istorie și filosofie, drept și filosofie, cum era înainte, eu așa auzeam acum, mai puțin am avut chestia aceasta. Dar vreau să vă spun că eu susțin și votez pentru și vreau să spun că domnul academician Țărdea și domnul profesor Ojovanu, acum care este deci, șeful catedrei, deci găsesc foarte multe teme interesante, importante pentru grupurile sociale, pentru filosofie, pentru bioetică. Dumneavoastră, dar știți chestiunea aceasta, că evlavia aceasta pentru viață este cea mai importantă. Deci dreptul la viață, da, dar dreptul și la calitatea vieții, dumneavoastră spune, da. În petinția tot. Eu vorbim aici cu domnul profesor Petrenco și vă spun, de ce convenții respective internaționale prevăd că dacă condițiile de trai și de ținere a beneficiare nu corespunde, înseamnă că ce corelație este 1 la 2 ani de pușcărie. Așa cum s-a referit la domnul ex-prim-ministru.
așa mai departe, la ceilalți. De aceea, deci, consilierea aceasta, eu deci am întrebat dumnealui care este diferența dintre deci, consilierea aceasta moral-spirituală și creștin-ortodox, în cazul acesta, că noi suntem creștin-ortodoxi, da, îmi amintesc că a fost un profesor, domnul Nicolae Bujor, care a avut un centru de spiritualitate aici în Chișinău și care a publicat foarte multe lucrări, deci științifice, teologice, în domeniul acesta a valorilor deci, creștine și a valorilor umane, în ceea ce privește comunitatea și comportamentul și așa mai departe. Eu vă doresc sănătate, fiindcă noi ne vedem aici, cred că așa în așa, deci, componență înainte de anul nou. Vă doresc pace, sănătate, libertate și să dea Dumnezeu ca în țara noastră și în țările vecine și în lume să fie pace și înțelegere. Să știi, bă, aici la putere ce înseamnă bioetică. Dar asta nu știu. Mulțumim, domnul membru al Consiliului Păstin, domnul membru al Consiliului, domnul Ieșanu, doctor în filozofie. Stimate domnule președinte al Consiliului Științific, stimată secretar științific, onorată asistență, domnul Cojocaru Viorel a realizat o investigație profundă asupra conceptului de consiliere spirituală a celor condamnați, cu vaste reverberații în bioetica socială contemporană, printr-o abordare de pionerat a unor aspecte ce vizează caracterul de unitate de bază o astfel de concepte precum bioetica, valoarea creștină, axiologie creștină, bioetică creștină, valori bioetice creștine, metoda bioetică, metodologie bioetică, etc. Rezultatele investigației pot servi drept punct de reper pentru o stabilire mai riguroasă a statutului normelor axiologice inclusiv a celor teologico-creștine în existența carcerală, în vederea abordării sistemice a acestor norme și valori din perspectivă, bioetică. Toate cercetările pe subiecte umane devin indispensabile de evaluarea vulnerabilității acestora. Printre subiectele actuale se evidențiază cercetările în mediul penitenciar, desfășurate din mai multe perspective juridice, sociale, psihologice, pedagogice, medicale, spirituale, dar cu pregătire se accentuează în mod deosebit cele biologice și antropologice. Subiecții umani încarcerați prezintă interes de studiu bioetic nu doar în spațiul autohton, ci și pentru cel american și european, chiar dacă aceste cercetări sunt la o etapă mai avansată comparativ cu cea autohtonă. Și domnul pretendent ne-a oferit această analiză comparativă a situației din spațiul occidental și din Republica Moldova, mai ales din perspectiva, iată, a perspectivei noastre europene, adică a primirii statutului de membru candidat la Uniunea Europeană. Un alt aspect ce ține de importanță a lucrării realizate constă în conștientizarea potențialului bioetic în procesul de consiliere spirituală, în viitor, privat de libertate general, și în mod special pentru ameliorarea condițiilor spirituale a condamnaților în perioada de detenție. Accentul se orientează spre evitarea crizelor spiritual-morale. Autorul relevă faptul că consilierea spirituală axată pe potențialul bioetic permite racordarea habitatului privat de libertate la valorile morale realizat prin instrumentarul conceptual al metodologiei și bioeticii sociale. Din punct de vedere structural, lucrarea corespunde pe ransamblul celor înaintate de ANACE. De asemenea, merită o deosebită atenție bibliografia bogată, 240 de titluri, în baza căruia s-au conturat interogările pe fond ale disertației. Este notabilă și activitatea științifică didactică prodigioasă a autorului. Eu fiind coleg cu dealul la catedră, pot să confirm de prestația foarte bună a dumnealui, de o atenție deosebită și un respect pe care se domnul disertant
în mediul universitar, mediul studențesc și pe care îl are de-a lui în această medie. De asemenea, este notabilă, deci, și de apreciat calitatea lingvistică impecabilă a disertației, stilul academic ce conferă lucrării o consistență intelectuală corespunzătoare. Sigur că sunt și alte aprecieri pe care au fost aici menționate și eu sunt de acord cu aceste apreciări înalte la lucrări prezentate. Sigur că în lucrare se manifestă și unele, să le spunem, lacune, n-am putea spune, dar unele inexactități care deja au fost evidențiate aici, printre altele, ce se referă la analiză mai precisă a unor concepte importante, ca cea de consiliere spirituală și asistență spirituală pe care doamna recenzent a prezentat aici și care este, noi nu ne-am consultat, dar s-a manifestat pe această viziune și această se impune, de asemenea, o analiză mai profundă a unor concepte filozofice, precum existențialismul, structuralismul, antropologie medicală și implicația lor, mai ales impactul lor asupra iată, teze și a specificului pe care Mialoi vrea să, a vrut să-l impregneze în tezei sale. Dar, sigur că mai întâlnim și unele lacune gramaticale, unele necesită o mai strictă formulare stilistică, dar dincolo de aceste obiecții și sugestii constatate care au fost menționate aici, menționăm faptul că ele nu diminuează nici într-un fel importanța investigației și nu reduce valoarea științifică și semnificativă aplicativă a studiului. Considerăm că teza de doctor în științe filozofice cu tema specificului reperilor bioetice în considerarea spirituală a deținutor și analiza teoretică cu practica este o citare originală, destructurată și științific documentată, ea corespunde pe ansamblul cerințelor datate de Ana Cech, iar autorul merită pe deplin conferirea titlului de doctor în științe filosofice la specialitatea 62101, etică și politică, și eu am să votez pentru decernarea acestui titlu. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dat fiind faptul că unii din cei prezenți în sală s-au vor să ia cuvântul, întrerupem pe urmă. După aceea, continuăm cu doamna secretar și cu mine. Finis coronat cu ofis. Poftim domnul doctor habilitat, profesor universitar, care este autohton de aici la universitate. Noi când v-am învățat, am avut anumite tangențe. Deci, vreau să spun dumnealui câteva cuvinte. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule profesor președinte al Consiliului Specializat, domnilor membri și domnilor al Consiliului Specializat, domnule academician, preacucernici și părinte, doamnelor și domnilor, stimată audiență, am acceptat cu deosebită plăcere invitația la susținerea acestei teze. După care, imediat, m-am interesat care este tema și care este componența. Și mă uit în sală, cu mici excepții, câteva persoane nu le cunosc. În rest, cum a spus noastră domnul președinte, încă din anii studenței, atât mai mult domnul academician, cum avem noi în caracteristică, Znaiu, tovarășii apopșesc, noi partidul era bun. Da. Anii studenții, ăsta era blocul principal la noi, aici tot avem mai activități. Și vreau să vă spun că există, nu o coincidență, dar o legitimitate a fenomenelor. 10 ani în urmă a fost susținută teza, tot în această aulă, prin prisma
universalitatea și egalitatea principii constituționale racordate la determinarea sferei drepturilor și libertăților fundamentale de care deținuții în penitenciare trebuie să se bucure. Adică noi am dat aspectul juridic argumentat prin prisma tuturor instrumentelor internaționale la care noi, împreună cu colegul, domnul deputat, profesor Ion Miriuțe, am proces chiar din prima zi în activitatea Parlamentului, inclusiv și legea cu privire la culte și cultură, am deschis această oportunitate pentru a educa pe cei din penitenciare. Pentru că, făcând facultatea, un an întreg am avut un obiect, criminologia, care sunt principiile sau, mai degrabă, premisele că o persoană săvârșește crima și scopul pedepsii nu este de a-l jigni, dar de a-l reeduca. E, asta o lăsăm sub pauză aspect. Iar tema de astăzi, deja e partea a doua, conținutul, și anume spiritualitatea. Și aici mi-amintesc de cuvintele marelui jurist Ulpianus, care a spus, îl parafrazăm puțin, știința, la modul general, el fiind filosof și jurist, în același timp, una fără alta nu merge, și medicina, tot la fel, este cunoașterea lucrurilor divine și umane. Lucru redat plastic de către Michelangelo, Platon arată la divinitate, Aristotel la umanitate. Iată, aici s-au întâlnit aceste două părți, componente a unei unități. Cadrul legal, și când a venit spiritualitatea în cadrul legal, a depistat lacune. Iată, aceasta este studiu. Și vreau să, înainte de a finaliza, dar la moment este o atmosferă de adevărat Consiliu Științific, cu abordări profund științifice și independente. Fiind în delegație oficială în America timp de o lună de zile, la un penitenciar din statul Ohio, capitala Cleveland, am adresat întrebare. Eu înțeleg. El a săvârșit infracțiuni. Și dumneavoastră creați atâtea condiții, inclusiv și biserică și așa mai departe. Directorul penitenciarului, pentru că eram delegație oficială, a spus corect. El, pentru că a săvârșit crima, este pedepsit pe legal, dar demnitatea nimeni nu-i o ia. Iată, sub acest aspect, inclusiv de ceea ce dumneavoastră și referenții și membrii Consiliului, și cred că cine o să vă răspund, tema este nu numai actuală, este absolut necesară. Pentru că noi atunci, eu am fost conducător la teza aceea și doctorant a fost fostul director a unei instituții penitenciare de la Cluj. Adică legătura acestor fenomene este necesară și pentru cei care își spășesc pedeapsa, să nu-și piardă umanitatea și demnitatea, însuși și pentru societatea civilă noi am abordat atunci problema. La noi care era concept și predomin? L-a pedepsit? Acolo-i locul lui, lasă să șadă, să putrezească. Dar prin această putrezire el devine și mai rău. Adică îmi rămâne încă o dată să mulțumesc Bunului Dumnezeu și colegi și doamna profesor, care o țin minte tot în câte ani de studenții, pentru această deosebită ședință de un alt profesionalism și cu demnitate și ținută în domeniu, inclusiv în filosofia mi-a plăcut, îmi place și mă place tot timpul, da? Și doresc la toți un an fericit, la mulți ani,
Iar noastră, practic, cer și părinte succese, pentru că a reușit cu atâta de băcie să aduceți Cuvântul Bunului Dumnezeu pe domeniu și duhovnicesc și laic. La mulți ani! Mulțumim! Mulțumim! Nu pot să nu-i ofer cuvântul domnului doctor habilitat profesor Țârdea, poftim! Ce? Dragi colegi, un stimați colegi, iubiți colegi, e o plăcere, sigur, că să te afli într-o așa situație, că de ei s-au adunat, nu doar, n-aș vrea să spun așa, dar obligat să fac acest lucru, filozofii, și aici discutăm probleme foarte, foarte științizate, înțelese, deodată chiar greu, dificil de explicat. Văd aici iuriști, cu plăcere, țin de trebuie, Lemnitsky stivedea, e mândrem de universitate. Și eu mă mândream că am pus scrituri undeva. Da. Și de aici erau mulți băieți care de făceau studii. Și azi văd adesea prin diferite activități, participând, fac ceea ce au făcut pe atunci când erau băieți tineri, care învățau, indiferent care era situația materială, cum erau îmbrăcat, erau ei cu două cravate, cu una sau cu, eu știu, etc., etc. Ceea ce privește teza de astăzi, eu am primit-o o satisfacție sincer, v-a spus, mult mai valoroasă decât putem să o primim din 10 alte surse. Mi-am gândit anul 2001. Eram la un mare seminar organizat de UNESCO în Croația. Regiunea, nu mă țin minte, dar țin minte că era pe malul Mării Mediterane. Da, domnul profesor, numai nu oraș celălalt. Da, nu. Nu oraș celălalt, corect. Nu e cel, absolut. Alea altceva. Dacia sau vila lui Iosif Broz Tito. O săptămână întreagă a fost. UNESCO, scuzați, nu credeți că asta eu aduc exemplu ăsta, ca să încep să fac un hazliu aici. Nu, Doamne ferește, eu e legat cu asta, eu vreau să... Pe insula priorii, probabil. Nu, da, era... Știți, eu când am văzut prima dată în viața mea, era asta în 2001, e clar că eu eram de un bărbat, supra-bărbat deja, pe vârstă am în vedere, pe vârstă. Așa? Ce frumusețe era acolo, ce lustru era acolo, ce era... Știi? Dar în același timp era plăcut că îl folosau pentru a organiza un seminar, UNESCO, pentru a organiza un seminar pentru toți bioticienii Europei, anume acolo. A fost primul seminar. În 2001. Și acolo mi s-a spus, dacă noi, europeni, nu am încercat sau nu am manifestat interes față de acest domeniu al științei, cred că noi nu o să reușim absolut nimic. Și într-adevăr, uitați-vă azi câtă frumusețe azi și cu câtă dragoste v-am ascultat pe majoritatea. Interesat frumos. Profesional, eu nu răspund că așa profuzimea poate undeva mai șchiopata, să zicem, dar nu poate fi o profuzime unică pentru toți oratorii noștri care ieșim aici la tribune, fiindcă nu cunoaștem tot în aceeași măsură problema care pus în discuție. Dar se vede că, într-adevăr, în fața noastră a fost o temă care a fost muncită și a provocat interes la majoritatea celor care au
consultat această problemă. Eu tot am cunoscut pe domnul Cojocaru undeva vreo 10-12 ani în urmă. Îmi amintesc că Vitalie Oanuș și Ojovanu, m-am gândit așa eu, ca întotdeauna cu energie, și eu zic, Coloici, am găsit un băiet extraordinar, ea ca așa și așa și așa. Sigur că noi la catedra avem o aică și el am pregătit deja, eu spun asta cu toate, am doi doctori în filozofie care au baza, studiile de bază, științele teologice. Ea ca aici, domnul Banari, Ioan Stegălo, am de mult de doctor în filozofie, fostul meu doctorant, și ea că acum adoră. Asta e o plăcere și frumos. Și într-adevăr, nu ne trebuie și nu de ce că un salariu mai mare și măcar așa să nu ridic. Așa, dar e doctor și știți foarte așa, dar se simte că societatea are necesar pentru așa ceva. Să dacă e vorba de, fiindcă nu-ți pe asta vite aici să mă spun, eu asta numai, nu vreau să spun că îl cunosc. Nu l-am cunoscut pe ăla, dar îl cunosc pe domnul Viorel. De parcursul de-am lucrat, dacă 2010, cam așa nu țin, da? Și așa a fost grijină. Astăzi e 22 de anul. Da, se simte felea, se simte felea de anișori. Și adevăr, e un om disciplinat, eu nu vreau să vă spun așa, spate, că sunt foarte multificitit. Și aș cuvinte frumoase, e un om disciplinat, un om cu responsabilitate, o persoană care știe ce înseamnă pedagog într-o universitate, într-o instituție universitară, știe și ce auditori are, ce trece. Despre asta tot mult se spune. Dacă eu, nu știu, doamna Svetlana, profesor Svetlana, să-mi amintească, eu am fost, mi se pare că și oponent, odată fiind la un, tot pe o temă asemănătoare cu asta, vreo 3 ani în urmă. Da? Numai alt plan, alt absolut... La discuții, seminarul științific de profil. Seminarul științific de profil, da? La alt seminar, la universitate, chiar de mijloșit aici la catedra. Aici, la Tatiana Margarit, da. Da, Margarit, așa, corect. Tatiana Margarit, da. Dar cât e alt plan, alt, cum zice, alte direcții aici, vădine. Și asta mi-e plăcere, am venit cu mult mai mult, încă suplimentat. Adevăr, cred că asta nu o să fie și ultima teză. Eu recomand domnul Jovanu, domnul Banar, domnul Cojocar, pe rând, îi spun așa, după vârsta de... așa, să vă gândiți la tine mai departe. Bioetica, știți dumneavoastră, e un fenomen extraordinar de amplu. Noi nu-l cunoaștem. Și eu regret că UNESCO cumva undeva nu face ce făcea mai înainte, la început. E multe lucruri a făcut. Eu cred că nu cred. Dacă vă inviteze, eu teza am făzărit-o, așa o spun. N-am citit eu profund, dar am citit-o profund prima dată numai, vreo, nu știu, vreo câțiva ani în urmă. Toți erau multi, se vede că acum este numai sunt. Eu sunt convins că domnul Cojocaru Iurel nu o să ne ducă. Fain o să te ducă mai bine, spus la catedrii, pentru că de-aia cunoștiți pe care le are, da? Și suplimentarea este să o mai adaug, el o să facă ca activitatea lui să fie apreciat de student mult mai interesant. Succes mai departe! Mulțumim mult, domnul profesor! Poate domnul Petrenco vrea să spună ceva. Dacă doriți, nu insist și vă oblig. De pe loc, da. Dar vă rog, subțin. General, nu am vrut să vorbim, dacă spuneți, sigur că sunt centru, știu că domnul Bunăcaru, din altă perspectivă. Noi suntem în Comitetul de Conducere a Asociației Istoricilor din Republica Moldova și dumneavoastră, în calitate de membru al Comitetului, face un lucru foarte mare. Dumneavoastră este redactor șef la Luminătorul și se ocupă cu problemele trecutului. Deci, aici totul este foarte bine pus la punct, foarte bine, bine organizat și mai departe. Iar în ceea ce privește tema tezei, ea deschide noi perspective. Pentru că și pentru istorici obiectul de cercetare este omul și activitatea lui. Omul însemnând și conducător de state, dar oamenii însemnând și cei care stau în pușcării. Și sigur că pe noi tot ne interesează această problemă, care din perspectivă istorică este sigur că foarte, foarte așa întotdeauna.
pentru că aici s-a vorbit despre, de exemplu, despre sinucidere sau suicid. Eu vreau să spun că revoluționarii ruși asta aveau în vedere, că dacă nu mai este bun de nimic, el să-i dea posibilitatea să moară. Și de aici așa se strecoare asta idei că Lenin nu murit el din moarte bună, dar ci că Stalin loge ca să moară, deși nu se confirmă. Adică avem de cercetat în sensul ăsta și cei ce propune dumneavoastră consilierii pentru deținuți este un lucru bun. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Vă rog, dar vă rog să vă prezentați, eu nu pot, nu cunosc. Stimate domnule președinte, doamnă secretar, stimate domnule pretendent la titlul de doctor, onorată asistență, sunt Silvia Corlădean, secretarul științific al Institutului de Istorie, în cadrul căruia a fost aprobat acest dosar și Molens am fost cu mâna pe materialele pe care le-a prezentat domnul Cojocaru, inclusiv teza, care m-a impresionat, pentru care vreau să-l felicit și sunt aici nu atât în calitate de secretar științific, cu toate că sunt mândră că la institutul nostru s-a susținut o teză de doctor în filozofie în condițiile actuale, în condițiile în care nu s-a finanțat un proiect și colegii noștri filozofi practic fac voluntariat, dar este un lucru extraordinar. Extraordinară este teza prin conținutul său, prin conținutul teoretic, dar mai mult prin aplicabilitate. L-am cunoscut pe părintele Cojocaru atunci când ne-a ținut un parastas, după ce a decedat regretata noastră colegă Maria Danilov, când a reușit să treacă absolut toate etapele de susținere a tezei de doctor habilitat, urmând să preia acel certificat de la ANACEC și nu a ajuns să facă. Și domnul Cojocaru, la acel parastas, a vorbit atât de frumos despre colega noastră care a plecat. Mai târziu l-am cunoscut ca o persoană extraordinară, altruistă, un om care acest termen de multidisciplinarietate s-a răsfrânt și asupra activității domniei sale prin publicații, prin activitatea în cadrul asociației, prin activitatea la parohia pe care o conduce. Și de la dumnealui am avut un teanc de luminătorul, acea publicație pe care o realizează în amintirea înaintașilor noștri care au activat atunci în perioada intervenică și au fost, de fapt, altruiști, voluntari. Făceau lucrul acesta din dragoste pentru cei ce făceau, fără a avea un venit oarecare. Și acel teanc de luminător l-am dus în sat, l-am dat mamei mele și ea, și până în prezent, tot merge la vecinele sale, care sunt de vârstă, au peste 80 de ani, dar citesc cu mult drag acest lucru și întreabă, dar părintele ce la mai are? Zic, mai are mamă. Mai am un scurt mesaj și vă rog să-l ascultați. Vine din partea soțului meu, nu pentru că este soțul meu, pentru că este doctorul Corlăteanu, care a văzut că mă uitam în niște materiale, i-a atras atenția cuvântul penitenciar și vreau să vă spun că din 1997 până 2007 a activat în calitate de medic în sistemul penitenciar și a avut contact atât din punct de vedere a medicului care se află în departament, în echipa de medici care dirigează cumva această activitate, dar și mergând în teren. Și l-am văzut că după ce a trecut cu ochii așa câteva capitole, s-a oprit și a doua zi a reluat niște paragrafe. Știți ce a zis? A zis că această lucrare trebuia publicată de mult. Această lucrare a fost necesară și este necesară, în primul rând, tuturor angajaților care activează în acest domeniu și care au contact direct cu cei care sunt deținuți, pentru că zicea că în activitatea lui de medic primea foarte multe scrisori cu nuanța de soluționarea unei probleme medicale, dar mai mult de jumătate, trei sferturi din scrisoare, observa că se referă de fapt la aspectul psihologic al deținutului și mi-a zis că nu întotdeauna știam cum să gestionez corect sau cum să dau un răspuns. Și iată acum, dacă această lucrare s-ar publica, stimate domnule coleg Cojocaru, și vă rog să o faceți, cu toate observațiile care au fost făcute aici, pentru că au fost făcute constructiv,
vă vor ajuta pe viitor să publicați această lucrare, să o faceți, să o publicați, și am venit cu acest mesaj, care este un prim mesaj a cuiva din societate. O persoană care nu face parte dintr-o echipă științifică, dar s-a ciocnit, se va ciocni și necesitatea să știți că este. Este mare, mai mult ca atât au observat colegii noștri și doamna Pascaru și domnul profesor Mereuță, că și alții distinși membri ai Consiliului Științific, că problema aceasta este mult mai largă. Dumneavoastră deschideți niște paranteze mai largi și între aceste paranteze se regăsesc marea majoritate a societății, dat fiind faptul că am trecut prin ce am trecut și încă trecem, și pandemia și acest război creează niște dificultăți spirituale la care trebuie să fim atenți și trebuie să avem alături de noi pe cei care știu să gestioneze aceste probleme psihologice din punct de vedere profesional. Sunt sigură că membrii comisiei vor vota în unanimitate pozitiv conferirea titlului de doctor lui Viorel Cojocaru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Eu cred că intervenția publicului a fost la nivel și continuăm. Dar un lucru e clar, că prea mult nu putem vorbi de acum noi. Poftim, doamna secretară. Domnul Rapăschință, stimați mei trei Consiliul Științific specializat, subscriu la toate cuvintele frumoase care s-au spus vis-a-vis de lucrarea realizată de către domnul Viorel Cojocaru. Într-adevăr, este o lucrare originală, actuală, necesară și realizată din perspectiva aplicativă. Deci, lucrarea câștigă mai ales prin faptul că, cel puțin așa consider, că a fost realizată în maniera non-confesională. Deci, la această lucrare poate să apeleze orice persoană care face parte, indiferent de confesiunea pe care o împărtășește. A doilea moment care vreau să-l menționez este faptul că domnul Cojocaru în permanență, în mai multe, practic în mai multe capitole, vorbește despre importanța diversității sau varietății metodelor de consiliere spirituală în dependență de aș zice eu așa, statutul deținutului, ceea ce este foarte important. Aici am o mică, deci, remarcă că odată ce se vorbește despre varietatea metodelor, iată chiar în trasta, în subcapitole avem așa un, în structura lucrării avem un subcapitol în care este formulat, deci, perspective ale aplicării unei tactici în consiliere. În cazul acestea, mă gândesc că a unor tactici, din moment ce vorbim de varietate vis-a-vis de deținut, în cazul acesta îmi pare că ar trebui unele tactici, fiindcă nu la fi, una și aceeași tactică nu poate fi aplicată la toți în parte. Sau pur și simplu schimbat. Ceea ce, sigur că lucrarea în linii mari corespunde cerințelor, sau nu în linii mari, dar corespunde cerințelor ANACEC. Am discutat chiar la începutul, înainte de începerea susținerii tezei cu domnul Cojocaru, referitor la suportul metodologic, acolo există o, așa, o mică lacună care a fost scăpată, dar aceasta se rezolvă foarte simplu. Și încă plusul cel mai mare este că se accentuează în permanență momentul individualizării, abordării deținuților. Deci,
Vorbind despre importanța și complexitatea lucrării, valoarea teoretico-metodologică a ei, deci un argument în plus este însăși acel mare număr de participări la conferințe, articole publicate atât internaționale și cât și în spațiul național în cadrul cărora au fost dezbătute cea mai mare parte a ideilor pe care le găsim în teze. Teza realizată de domnul Cojucaru este un argument în plus a importanței și necesității bioeticii în viața omului, în viața societății. Și plus la aceasta, deci, importanța consilierii ca o a doua parte, în plan minim, aș zice, consiliere pentru cei care se află în spatele gratilor și care au nevoie de o atitudine corectă, chiar și în pofida faptului că au greșit. Lucrarea realizată de către domnul Cojucaru corespunde, repet, cerințelor ANACEP și merită pe deplin să îi se confere titlul de doctor în filozofie. Oferim cuvânt domnului președinte a Consiliului Științific Specializat, doctorul habilitat, domnul Capcile. Onorată asistență, eu sunt de acord cu foarte multe spuse vis-a-vis de lucrarea domnului Cojucaru. Odiseea de 8 ani de zile se încheie. Aici, cred eu, fără dubii, lucrarea este una foarte actuală și, într-adevăr, corespunde rigorilor mileniului 3. Dacă în antichitate unii din filozofi spuneau că eu creez idei, concepte și nu mă interesează care este soarta lor. Adică creez cine vrea le aplică, cum le aplică și așa mai departe. Acum, în mileniul 30, este nevoie nu numai de filozofare în general, dar și legătura cu praxia și aici cu brio a reușit doctorandul să facă acest lucru. Deci ea este actuală, este o lucrare originală. Mă bucur că la insistența mea s-a luat în considerație schimbarea noutății lucrării, pentru cum era ea în forma aceea, lucrarea valoroasă, dar formulată noutatea, nu mi-a plăcut și am insistat și s-a luat în considerație lucrul acesta, așa. Da, vis-a-vis de recomandări, iată domnul profesor universitar stimatul jurist, domnul Alexandru Asene, ne-a spus despre importanță, dar și domnul Victor Jut a accentuat recomandarea aceea vis-a-vis de codul penal, codul de execuție, așa mai departe. Ar fi bine, ar fost bine și va fi bine dacă domnul pretendent ar lua în considerație să formuleze ceva de genul legea ferentă. Adică să găsim noi cel care o să înainteze, dar să-i dăm în mână ceva. Cum? Care articol la codul penal să schimbe ca să îmbunătățească lucrul? Sau la cod de executare, etc. Și eu aș propune, nu știu dacă dumneavoastră sunteți de acord, ca să fim solidari cu... Eu pe urmă am adus aminte, mă scuzați, doamna Corlădeanu, când ați spus cuvântul,
vă cunosc și vă știu numele și toate, dar la momentul ce nu mi-am dat seama. Ca lucrarea, să recomandăm ca lucrarea să fie publicată sub formă de monografie. Și ia în considerație, iată și asta, poate ceva, niște propuneri de legea ferentă sau alte lucruri care s-au, ca să depășiți anumite rezerve la care noi am vorbit astăzi. Eu sunt de acord cu colegii mei și o să votez pentru a-i conferi domnului Viorel Cojocaru pentru lucrarea în cauză, nu o să citesc denumirea, titlul de doctor în filozofie. Ca să punem punct acestei odisei. Bun. Mersi. Și acum, stimați colegi, membrii Consiliului rămân aici. Procesul verbal privind rezultatul votării membrilor Consiliului 632-01-2242 din cadrul USM, Institutul de Istorie, au fost prezenți 6, au votat pro 6, contra 0. Continuare, scritanul științific va citi proiectul de hotărâre referitor la grad de noutate și așa mai departe, dar eu consider că ar trebui partea numai decizională. Luăm în considerație și poftim, vă rog. În conformitate cu actele normative a Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Consiliul Științific Specializat DJ 631-01-2220 din cadrul Universității de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, a decis a conferi domnului Viorel Cojocaru titlul științific în filozofie la specialitatea 632-01 etică și bioetică. 2. A solicitat Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de 631-01-2220 din cadrul Universității de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, de a conferi domnului Viorel Cojocaru titlul științific de doctor în filozofie la specialitatea 632-01 etică și bioetică și a elibera diploma respectivă. Pentru conferirea titlului științific de doctor în filozofie, domnului Viorel Cojocaru, Consiliul Științific Specializat, în prezența a 6 membri cu drept de vot, au votat în felul următor: pro 6, contra 0. 28 decembrie 2022. Atât. Mulțumesc. Vă rog, domnii membri ai Consiliului Științific, poate aveți obiecții vis-a-vis de ceea ce ne-a comunicat doamna secretar științific. Poftiți, da. Aveți obiecții? Nu. Dacă nu aveți obiecții, atunci vă rog, votați cine este pentru. Unanim, mulțumesc, oferim cuvântul pretendentului care a pus capăt odiseei. Mulțumim, domnul președinte. În primul rând, mulțumesc domnului că m-a ajutat să ajung la final și m-a inspirat în urmărul acestei teze. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei pentru apreciere și susținere și în viitor ne dorim să continuăm această activitate științifico-practică în organizarea diferitor întâlniri cu consilieri spirituale autohtoni. Ne dorim să aprofundăm modelele și mecanismele de consiliere spirituală și în aspect comparat cu alte confesiuni, așa cum s-a cerut. Pe viitor voi ține cont de mențiunile și evidențierile domnilor voastre și voi expune mai detaliat în diverse articole științifice, poate în monografie. Mulțumim tuturor celor prezenți și în continuare îmi voi exercita activitatea de consilier spiritual
îmi împingea Republica Moldova mai mult ca atât, că de acum încolo am o obligație morală să o fac. Și totodată țin să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei, Consiliul Științific Specializat, domnului președinte, doctor habilitat Cânțeală Universitar Valeriu Capcelea. Mulțumim doamnei secretar științific, doctor conferențial cercetător Lidia Troianovski. Mulțumim doamnei membru conferențial cercetător, doctor habilitat Ana Pascalu. Mulțumim domnului doctor habilitat în medicină, profesor universitar Ion Mereuță. Mulțumim domnului doctor habilitat, profesor universitar Victor Juc. Mulțumim domnului doctor conferențial universitar Anatolie Șanu. Vă sunt recunoscător pentru munca depusă și aprecierea tezei, pentru atenția acordată și obiectivitate. Vă mulțumesc mult! În mult, stimați referenți oficiali, doamna doctor habilitat, conferențial universitar Sfântul Coandă și domnul profesor universitar Leontin Popescu, la fel vă sunt recunoscător pentru munca depusă și recenzarea tezei și pentru apreciere. Vă mulțumesc mult! Mulțumim în mod deosebit conducătorului științific, conferențial universitar, doctor habilitat în filozofie Vitaliu Jovan, la care am avut și am de acum încolo multe de învățat, care a răspuns la orice întrebare, care m-a îndreptat, chiar care a avut suficient de răbdare cu mine și m-a susținut. Onorată asistență, cu mult respect și profundă recunoștință, aduc mulțumiri rectoratului Universității de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Țestimițeanu, în special domnului rector Emil Ciobanu, domnului academician prorector Stanislav Gropă, care a creat condiții pentru realizarea acestei teze. Mulțumesc celor reprezentanți ai conducerii și colectivului USMF, care au fost prezenți aici pentru a mă susține. Mulțumim colegilor de la Catedră, în mod special domnului profesor academician Teodor Țâlghea, pentru încurajare și susținere și pentru faptul de a împinge cât mai repede să fie elaborată teza, de a mă constrânge cumva să elaborăm cât mai repede teza. Desigur, sunt recunoscător familiei mele pentru sprijinul acordat în toate, pentru răbdare și pentru susținere. Vă doresc domnilor voastre în continuare multe realizări frumoase, sănătate în primul rând, realizări fructoase în activitatea profesională, mulți ani în anul care vine, multă sănătate și Dumnezeu să ajute tuturor în toate. Mulțumim! Mulțumim frumos, domnul Sindel! Felicitări cordiale cu ocazia susținerei și vă dorim mult sănătate și realizări noi în continuare. Dar prin primul lucru ar trebui să-l faceți, publicați monografie, care o găsit doamna Corleteanu, care are nevoie societatea de ea. Deci, tuturor le mulțumesc pentru participare la această ședință care s-a terminat cu bine pentru dumnealui și va fi conferit titlul și diploma și vă doresc mulți ani, sănătate și pace. Aici încheiem.